Aici este vorba de branding personal mai mult. Suntem o echipă. Suntem o echipă, eu cu mine. Dar e și zona Dolga. Rublu a venit, rublu să duci. Eu azi fac 2 milioane, dacă am făcut 100 de mii, nu e nic strașnic. Ai terminat ASEM. Ai terminat ASEM. Da, e fain, tu ești bravo, dar eu și am din asta. Tu ești și la mine director financiar. Eu sunt directorul directorilor. Mă ajut. 400 la dânsul era barieră în cap, tu ai spus 500 țin și el a spus-o, înseamnă că putem 510 aici, da, o să fie 500. Că m-am săturat să trăiesc și să nu-mi pot permite lucruri. Cred că eu am prezent la prima lecție la economie la facultate acum, da? Prost, vreau să strâng și mă duc să-mi iau M5 cu bani, nu cu leasing. El nu s-aruncă cu cifre cu ăștia care, cât? 1 milion, da! Nici o problemă. Două spate. Două nu spate. Salutare, dragi prieteni! Suntem într-o nouă ediție la Afaceri la Microscop și astăzi ne așteaptă și vă așteaptă lucruri interesante. Și ca să pornim, trebuie să îl invităm pe primul nostru antreprenor cu care vom discuta despre provocările pe care le are. De asta vă rog să-l întâmpinați cu aplauze. Salut! Salut! Ia loc, te rog! Noi avem o tradiție să scoatem CV-ul în față ca oamenii să înțeleagă despre cine este vorba și cine astăzi noi o să scoatem în față. De asta spune-ne cum îți spune vârsta, de unde ești și cu ce te ocupi. Mie îmi spune Ioan, așa? Am afteoaie, am 29 de ani, așa? Împlinit recent și sunt contabil șef, consultant financiar și antreprenor. Contabil, consultant, contabil, consultant și? Antreprenor. Antreprenor, ok. Dar ai spus contabil șef, asta ar însemna că ești undeva... Am terminat ASEM. Ai terminat ASEM. Avem un contabil șef, asta se presupune că ești într-o companie care nu este a ta. Am o companie cu care prestăm servicii de contabilitate. Așa, și tu ești acolo angajat. Contabil șef, nu, am vrut să fac CV-ul, adică din 2016, da. Gen, nu sunt pur și simplu acolo un sergent, eu sunt leitenant, capitan, da. Sau, am înțeles. Deci contabil șef, asta ar însemna că tu poți duce responsabilitate de un, ok, consultant financiar. Asta ar însemna? Asta e ce aici fac acum și sunt implicat la consultant maxim. Financiar la noi în piață, știi de ce întreb și concretizez? Pentru că o bună parte din cei care vând, de exemplu, asigurări sau consultă în domeniul, nu știu, creditelor corecte sau alte chestii de genul, dar e tot consultant financiar. Tu de care tip de consultant ești? Sau eu știi cum mai ușor să răspunzi la întrebarea asta? Eu când pot să mă adresez la tine? Cu ce problemă pentru statutul ăsta? Atunci când vrei să ții controlul cifrelor 100% al afacerii tale. Al afacerii, ok. Și să înveți să iei decizii și să administrezi în baza cifrelor. Good. Cu alt cuvinte, director financiar. Aha, contabil șef, director financiar și ultimul antreprenor, ce presupune în cazul tău? Asta presupune că avem și o afacere de 4 ani și jumătate în familie, împreună cu soția. Mai bine spus, ea a dat startul, după care m-am alipit și eu și sunt implicat pe câteva responsabilități și în... Dar ce presupune afacerea? Este o rețea de centre educaționale pentru copii, Genius Academy se numește. Și la moment sunt 15 locații. Rețea de centre educaționale. Cursuri Câte? Pentru copii. Câte? 15 locații, 11 proprii și 4 francize. 15 locații. 11 proprii și câte? 4 francize. 3 parteneri avem. 4 francize. Țara? În Moldova și în România. Câte din ele în Moldova, câte în România? 3 la 12. 3 în România. 3 în România și 12 în Republica Moldova. Moldova. Cum se numește încă o dată? Genius Academy. Ok. Chișinău, Moldova întreg? Da, sunt 5 locații în Chișinău, apoi Bălți, Soroca, Drochea, Iedineț. 5 în Chișinău și restul toate 7 în Republică. Da. Ok. Da, cu ce se ocupă Genius Academy?
mai exact cine sunt clienții voștri? Clienții noștri sunt părinții cu copiii lor, care au vârsta de 4-14 ani și vin să învețe două cursuri. Să calculeze imaginar foarte rapid sau să citească rapid. Asta în cuvinte, așa că se înțeleagă. Matematică mentală, citire rapidă. E o tehnică japoneză de aritmetică mentală. Aritmetică, da. Și ei învață să calculeze foarte rapid în minte. Okay. Noi numim ca sală de forță pentru creierul copiilor. Aritmetică mentală și citire rapidă. Ok. Și voi asta o faceți de 4 ani. Da. Și nu sunteți în parteneriat cu cineva singur. Nu suntem cu nimeni. Dar astea 4 francize sunt în Moldova sau în România? Una în România. Deci 3 locații, 2 din 3 sunt proprii, iar unul este un partener. În România, da? Da. O franciză? Și 3 în Moldova. 3 în Moldova. Dar care e interesul să faceți franciză dacă aveți așa de multe voastre locații? Pentru a ajunge în diferite colțuri ale țării. Așa. Poți să lucrezi de la distanță, dar atunci când este un management local care se dedică și marketingul local, pentru că este afaceri, spunești că sunt locale, adică nu. Atunci am mers și pe modelul acesta de dezvoltare, okay, pentru scalare, pentru că ca să lucrezi singur ai nevoie de investiții. Voi în 4 ani ați reușit să deschideți astea 15 locații? În 2 ani am deschis 3 și în 2 ani încă 12. Ok. Ca să facem un pic acum de lumină în ceea ce înseamnă ION astăzi ca și focus, timp și venituri. Este Genius-ul, este consultantul financiar, corect înțeleg, da? Da. Și partea de contabilitate? Exact. Astăzi, consultantul financiar sunt servicii, contabilitatea este ceea ce tu prestezi ca și companie. Deci asta e o companie care prestează servicii de contabilitate. Și aveți clienți aici. Ok, și consultant financiar tu ești ca persoană. E nu în cadrul acestei companii, da? Nu este în cadrul acestei companii, este un produs nou pe care, okay, l-am creat la sfârșit de 2023. Și Genius-ul separat. Da. Deci cum ar veni 3 direcții. Așa este. Da? Bun, avem 100% de timp. Tu ești acum unic proprietar în toate 3? După cum ți-am spus, primul managementul general l-a preluat înapoi soția. Pentru că la noi micuțul deja face 3 ani. Aha. Și eu am fost implicat foarte mult atunci, okay, când am avut și creșterea lui. Așa. Iar acolo nu mă simt chiar în apele mele, dacă vorbim de domeniul de activitate. Adică să fac 10 ani înainte să lucrez cu produsul metodologic și cu profesorii, nu este al meu. Mm-hmm. Asta la nivel asta de management. Înseamnă că eu, da, asta înseamnă că partea de business, fiind mai multe departamente, departamentul, da, financiar, oricum rămân eu responsabil la Genius. Dar ok, tu ești angajat, cum ar veni, în funcție de omul care se ocupă cu finanțele. Da. Dar proprietari sunteți voi, familia, da, e business de familie, exact, în documente ești tu sau soție. Ok, și acolo ea este directorul, tu faci partea doar de finanță și atât. Da. Dintr-o 100% de timp, zi, săptămână, lună, cam câte procente acum acorzi la fiecare din domeniu? Acum? Acum perioada, nu știu, ultima lună, de exemplu. 5% la prima. Așa. 5% la ultima. Și 90% la partea de management financiar. Pentru, okay, companii mici și mijlocii. Aici înțeleg că sunt procese. Ai oameni angajați aici? Avem o echipă de 5 persoane sunt în echipă. Deci aici aveți 5 contabili, da? Care duc câte companii? 60, circa 60. 60 de companii. Asta e toate companiile din Moldova? Da. Fain. Și de cât timp faci asta? Din 2020. 4 ani, practic, toți fac. În 4 ani. Ok. Aici este o echipă de câte persoane? Nu mai știu. Nu, peste 30. 30, asta sunt și cei care sunt francizori? Sau? Da, pe toți dacă includem. Dacă 30 de persoane, ok. Și aveți aici de când? Din 4 ani? Sunt de 2019, 4 ani jumătate. Adică asta a fost primul pornit de... Adică tu ai pornit ăsta și după aia contabilitate.
Da, de fapt, focusul principal era al Danii, când l-a pornit, cum și-am spus, primii 2 ani. Și eu eram doar pe management financiar. Okay. Apoi, apărând micuțul la noi în familie, m-am focusat 90% aici. Primul focus 90% a fost pe contabilitate, un an jumătate. După tu care... aici ești proprietarul, da. Tot aici ești directorul și operaționalul nu-l faci tu, contabilitate nu faci aici. Ok. Deci focusul s-a schimbat de pe contabilitate pe Genius. Și acum? După 2 ani încă deja 90% vedem aici. Ok. Aici tu până și ești singur. Da. Aici este vorba de branding personal mai echip. Mult. Suntem o echipă. Suntem o echipă, eu cu mine. Ok. Și asta ai pornit o idee de când? De la sfârșit de 2023. Am 3 luni, 4. Ok, de 3 luni. Bun. Acum, luând în calcul că suntem aici despre și pentru ca să scoatem un pic, să descompunem și să scoatem la nivel, care sunt provocările pe care le ai tu acum și sau așteptările pe care le ai? Dar înainte de asta aș vrea să înțeleg un pic la nivel financiar, pe fiecare din... Aici înțeleg că încă bani nu se fac sau deja se fac. Se fac. Deja aici se fac. Da. Ok, dintr-o 100% din veniturile, profitul, mai degrabă mă interesează, nu venit, okay. Cam procentual, cam cât vine de fiecare? O să fie 20% la contabilitate. 20, așa. Și aici o să-mi 35 la director financiar. Așa. Partea de... Și 45 ar reieși. Și 45 aici. Genius, da. Ok. Care sunt provocările pe care le ai acum? Sau vorbind acum despre punctul A în care suntem și punctul B în care vrem să ajungem? Ce este de trecut, de rezolvat sau prin ce treci acum și vrei să treci mai ușor sau mai repede? Cândva serviciile de contabilitate constituiau, cred că, 80% din veniturile noastre. Apoi, după viziunea mea atunci, cu 3 ani, 2 ani jumătate în urmă, eu credeam că m-am plafonat și nu mai vedeam cum să scalez. Circumstanțele au fost cum au fost, după care eu pe finanță, noi ne-am mutat în România și locuim de 2 ani și jumătate. Da, care a fost motivul decizii de a vă muta în România? Total neplanificat. Ne-am dus să deschidem o locație, prima locație din România, Genius Academy, când ne plăcea foarte mult orașul Brașov, mai fost pe la munte și după care o săptămână cu copilul de o lună îmblam și căutam spații. Trebuia să avem o persoană care să aibă și-a responsabilitatea de administrare. Cu cei ce cunoșteam noi ne-am dat seama că nu o să ne reușească să colaborăm cu administratorul și decizia, poate rămânem noi dacă ne place orașul și am rămas. Acolo să locuim. Da, și credeam că o să circulăm, facem mult naveta, și eu și Dana, credeam că o să locuim o săptămână acolo și trei venim acasă aici. Dar au devenit a doua casă și suntem trei acolo și una aici. Ok, da, poți un pic de istorie, de unde vii până cum ai ajuns aici, așa scurt. Ești de unde ești și ce ai făcut până la ajungi aici? Sunt din raionul Drochea. Am zis la contabilitate că îmi plăceau foarte mult. Și noi dintr-o ieși. A noastră! Așa? De când mă știu, sunt obsedat de cifre. Așa. Și calcule. Dar și de antreprenoriat. M-am dus la contabilitate, licența, început să lucrez din anul 3, ca și contabil începător asistent. Era sfârșit 2015-16, a început. Apoi am făcut și masterul și trăgeam tare ca să obțin expertiza în contabilitate. De tămăilul meu se numește de atunci AI.contabilșef, arunge-mail.com. Aha. Din 2016 până în 2019 am lucrat într-o companie care presta servicii de contabilitate și am crescut în experiență și în funcția care responsabilitățile pe care le aveam. Mi-au s-a propus să cumpăr o cot parte din compania aceasta de contabilitate și am scos tăti, eu vroiam să fiu și antreprenor. Paralel mai făceam eu, Narghileana, Rien de seara, ziua contabil, dar seara diferit chestii. Adică partea de antreprenor din tine, indiferent că erai angajat, totuși se rupe la suprafață. Okay. Exact. Dar ți-au propus cei care erau în companie să cumpere cotul parte? Sau tu ai vrut?
Nu eu am cerut, mie mi s-a propus. De care a fost motivul? Eu, chiar dacă nu eram partener, dădeam 101%. Dedicație. Inclusiv și în vânzări, și în menținere, și în abordare. Și cumva, deseori se întâmplă, cum și toți avem, cred că ajungem să avem provocarea că oamenii se rup și vor ceva mai mult. Și atunci asta a fost una dintre variante ca să ne lege de lungă durată, să ne prelungească. Da, tu ai cumpărat cod par. Da. Dar cât? 25%. Ok, și le mai deții și acum? Nu, desigur. Le-ai vândut înapoi? Peste 10 luni. Da? Foarte repede. Le-ai vândut mai... Fix așa am vândut ca să... Fix cu atât cât ai cumpărat, cu atât ai vândut. Da, măcar așa am zis, că dacă îi spate ca să nu mor de foame. Da, le-ai vândut pentru că vroiai să faci altceva sau pentru că aveai nevoie de bani? Am vândut pentru că eu o numesc ca mars profesional în compania aceea. Deci nu eu nu mai vreau să mă duc la... Nici nu de dezvoltare, dar la nivel de personal, nu de profesional. Nu putem să mai duc la birou pentru că... Dar nu puteai să rămâi în cofondator și atât și să ai dividende? Nu, pentru că când sunt multe neamuri jumătate din companie, e un pic mai complicat să fii remote și da, deci să fii egal. Deci tu ai vândut cota parte și după care? După care, eu când am făcut pasul ăsta, m-am dus nicuda, cum ar fi. Adică nu avem niciun plan, business, desigur, să export, să import ceva mai mare, pentru că eu am văzut că este plafon în contabilitate. Adică nu poți tu azi să lucrezi cu... Trebuie să am un fiecare... În servicii e destul de limitat. Și atunci, o lună de zile, studiem nișă noi, ce să fac, discuții, după care, peste o lună, cineva mi-a propus că m-a sunat, hai să discutăm, dacă te-ai dus, știu că faci contabilitate. Eu am mulți clienți, am relații, hai să ne facem un... parteneriat în contabilitate. Alt parteneriat. Da, doar că aici, dacă în partea aia altă eram mult și așa, aici aveam administrarea totală, partenerul era doar cu partea, nu știu, de vânzări să o numim. Asta e compania asta? Da. Ok, și mai este persoana asta în partener? Deja nu, pentru că noi am mai deschis să o facem împreună și pe urmă am făcut switch-ul. Noi eu m-am stat la Brașov și s-au mai răcit relațiile de la... 400 de kilometri mult timp și noi suntem în relații foarte bune, dar nu sunteți parteneri. Nu suntem parteneri nici pe asta, nici pe restaurant, cafeneaua care este. Dar contabilitatea tu oricum ai pornit-o după Genius. După. De unde ți-a venit ideea cu Genius? Ideea cu Genius eram... Eu știu că business-ul nu-i nou, noi avem clienți în... Nu, o doamnă din Rusia are în Bălț în 2017 și face cursurile astea pentru copii și-a propus... Eram la o masă cu mai mulți, i-a propus Danii să ții, zici că mi-achiți suma X și te instruiesc și pe tine, o profesoară, și o să faci bani acolo în orașul tău, în Drotia, Natal. Și eu am zis, hai, facem. Am făcut un pic cu mintea mea de director financiar, așa cum era și de pe atunci, business modelul, care ar fi potențialul de venituri, care sunt cheltuielile fixe, cheltuielile variabile și... Am văzut o perspectivă de dezvoltare și eu și Dana și așa ne-am împrumutat, am pachetat instruirea și am început cu prima locație în orășel. În Drochia? Da. Deci prima locație a fost Drochia. Ok. După care, după 3 luni, am înțeles că instruirea aceea e foarte puțin din ce avem nevoie ca într-adevăr să oferim calitate și am fost în Rusia, iar ne-am împrumutat și ne-am dus într-o deplasare, într-un curs de 3 zile, câteva mii de euro, unde Dana s-a instruit, apoi a venit și profesoara i-a transmis tot ce a luat de acolo, adică și Dana a învățat produsul. Acum, după ce ați început, tu paralel faci contabilitate, tot ei și ei clienți? Acum mai creșteți aici sau gata, mențineți doar 60 companii pe care le aveți și nu vă extindeți? Nu ne extindem... Dar nu pot spun că nu creștem pentru că ne mai recomandă clienții altor sau mai deschid companii și atunci inevitabil crește. Dar mai sunt și care dau faliment, cu părere de rău, sau cresc X10 și își iau un contabil pe loc. Deci focusul care își l-am este o menținere stabilă, standardă de 2 ani jumătate.
în, din punct de vedere financiar, cât îți generează ție acum pe lună profit serviciile de contabil, de contabilitate? 2000 de euro. Curat? Da. Aici sunt 2000. Ok. Aici? Am vin niște indicatori în cap, așa. Dar nu știu dacă să fie așa interesant pentru public. În jur de 7000 este eficiența, este EBITDA afacerii. Ok. Și aici ai reușit deja să începi să faci ceva? Da, aici am o cifră de circa 5000 de euro. Pe lună? Da. Ok. Crugom, begom, ai vreo 14 pe lună acum. Ideea e că e de o lună. Da, da, înțeleg, asta e o lună, dar te referi la astea financiar? Serviciu de management financiar, okay. Sistemul de management okay. financiar l-am okay. numit pentru... istoria mi-e clară, înțeleg ce este. Un pic, eu înțeleg, asta e doar așa, propria percepție, un pic mie cumva, nu știu, poate la voi, că la 60 de companii 2000 de euro profit, și uite cam, știi? Așa o chestie gen... Da, pe de altă parte, atâta timp cât este un management construit deja și sisteme și proceduri și instrucțiuni și tot ce se face acolo se face fără tine, să scurgă 2000 de euro, nu e așa de rău. Deja am ideea de scalare și acele, adică eu aveam blocaje la mine în cap, multele pe care încerc să mă educ în continuu și eu. Pentru asta că... era următoarea mea întrebare. Iată, noi acum... luând imaginea pe care deja am desenat-o aici, avem un punct A de 14. Care ar fi, pentru că totuși suntem antreprenori și văd că ești și tu orientat pe cifre, care ar fi punctul B? Asta ar însemna de la 6 la 12 luni peste. La cât ai vrea să ajungi? Eu am fixat la mine notes punctul B și punctul C. Ok. B ar însemna... Eu n-am nicio... Aici nu o să fie punctul B și aici o să fie punctul C. Dar în termen ce înseamnă pentru tine B și ce înseamnă ce? B înseamnă 1 iulie, jumătate okay. de 2024 și deja 31 decembrie. Ia zile așa, dar? Primul pas ar fi ca să, de la punctul B 20.000. Așa. Și punctul C 30.000. Și punctul C 30.000. Bun. Vă plac cifrele? Ce țin, da? Foarte puțin, spune cineva, adică îți faci mai... Dar în general... Sunt mai modest. Cum? Sunt mai modest la nimeni. Da, el este mai modest, ăsta întâi de toate e om care e în finanță, el nu se aruncă cu cifre cu ăștia care... Cât? Un milion? Ha! Nici o problemă, dar bun. Cu punctul A, punctul B, cu punctul C este clar. Care e, din, ca să ne ținem un pic de imaginea asta, punctul B și sau punctul C, din care... țâță de vacă, o să mulgi laptele astea sau ai vrea? Serviciul de director financiar pe care mă focusul este maxim și văd cum pot să-l cresc. Hai altfel, să descompunem cifra asta. Dacă ar fi deja nu B, dar ce? Că mare diferență nu-i, procentual vorbind. 30.000 ăștia. De pe fiecare din... 15 niște. Director financiar. 15 de pe directorul financiar, așa. 15. Mhm. 11 de pe Genius. Director financiar, 11 de pe Genius. Centrele educaționale. Așa. Și 4 de pe contabilitate. 4 de pe contabilitate. Deci aici tu poți crește X3, înțeleg? Vrei să crești X3 de pe Genius X aproape 2, dar nu chiar. Și aici la contabilitate vrei să crești X2. Ok. Bun. Bun. Vă plac scopurile? Poftim? Mici totuși, da? Mm-hmm. Avem pretenții. De ce, întrebarea mea este, care e interesul tău sau altfel spus? Întâi, resursele cheltuite raportat la interes. Aici, dacă îți faci un X2, care o să fie doar plus 2000 de euro, dintr-o 100% de timp, cât de mult o să-ți consumi? La fel, 5% o să rămână? 5-7. Ok, adică tu îți faci X2 și nu tare mult o să-ți consumi. Nu, deci... Eu sunt destul de fix, dar uneori oamenii nu prea mă înțeleg. Dar asta e, că când zic 7,5% pentru ceva... Ar fi straniu să nu spui tu 7,5%, dar spui cam cât a dat domnul. Eu să am dubiile că la așa expertiză de... Dar aici am înțeles cifre. Spune-mi tu ca să treci acum din punctul
A, în care ești în punctul B și după care în punctul C. Care sunt provocările sau și crezi că te ține încă departe de acest punct sau și ar putea să te apropie? Cei ce provocări am acum este ca să construiesc echipa pentru serviciul de director financiar outsource. Echipa și produs și calitate, toate trei, ca să le mențin. Echipa de, pentru director financiar, dar tu așa o să o numești, ca produs director financiar, da? Da, agenție de director financiar outsource. Vlad, da? O să revenim aici? Eu o să-mi pun în paranteză nume, ca să revin la întrebarea asta. Doi, altă provocare? Lucrez să iau niște legate de echipă, dar vânzările. Mm-hmm. Să instruiesc pe cineva în echipă ca să poată să le facă măcar aproape ca mine acestui produs. Vânzările la directorul financiar, să le facă, te referi la vânzarea ca să întâlnească clientul, să vorbească, să-i prezinte produsul, da. Și să facă vânzarea. Ok, am înțeles. Altceva? Deci avem echipa, vânzările. Parcă tot e clar, dar am nevoie de ajutor. Da, iată, asta e ideea. Știi că aici este partea tehnică și este partea hard și soft, da? Altfel spus. Sunt lucruri pe care majoritatea antreprenorilor spun desuori. Eu înțeleg, ei chiar le înțeleg ce trebuie să facă, dar nu le fac. În varianta hard, el spune, trebuie, nu știu ce să fac, dar trebuie să iau bugetul, investesc marketing, angajez om, asta e hard. Softul, asta e acea frică care poate stai în spate, acel sentiment de ceva, acel, iată, la tine unde crezi că acum e mai mult problemă? Mi-am amintit pentru că... Așa. Produsele care eu le... Pentru că serviciul ăsta de director financiar outsource, deja o văd în, sub forma de vreo 3 produse. Așa. Ca să accesez, nu pur și simplu, ai luat un contract de deservire și anume cum să aibă loc, pentru că produs să fie... Eu m-am stăturat să fac 2000 de euro din contabilitate și de atât de-am caut și soluții și acolo să scălez și eram plafonat în cap până în 2023, că din cifre eu nu m-am pot să fac mai mulți bani. Și când acum mă uit mai larg la asta și îmi dau seama că ofer calitate și se cer și mai mult, contracte mai înalte. Asta ar însemna produse și mai scumpe, dar și mai accesibile, care să aibă diferite. Iată, formularea acestor produse este o provocare. Formatarea lor. Fain că ai răspuns la întrebarea asta. Eu o scriu formatare, dar aici totodată o să te rog să faci în felul următor acum, formatare, da? Produsul. Tu ai aici în sală, iată, oameni, antreprenori, care se întreabă acum, tu și poți să-mi fii util? Sau altfel, eu când pot să mă adresez la tine? Descrie un pic produsul ăsta, că eu să înțeleg în ce context el poate să-mi fie mie necesar. Pentru că formatarea asta a produselor reiese din acele discuții pe care le ai cu clienții, care spun, eu da, nu înțeleg sau da, mai spun încă o dată. Și tu atunci începi a forma produsul respectiv la necesitatea lui. Ce reprezintă acum produsul ăsta? Agenția de director financiar pe care eu am creat-o, uh-huh, ajută antreprenorii mici și mijlocii, uh-huh, ca să implementeze un sistem de management financiar în compania lor. Stai. Nu pe bune, acum este așa un fel, n-am înțeles nică, este am înțeles tă, dar este realitatea. Cine din voi are claritate de ce reprezintă serviciul ăsta? Ridicați mâna. Tu, pentru că ești în finanță, da? Contabil, da? Două persoane, ok. Bun, hai încă o leacă să mai rugumăm. Ok. Încerc, facem un pas înapoi. Ăștia sunt antreprenori. Ei bani fac. Așa. Ei nu sunt angajați, ei deja unii își permit chiar prea multe în viața asta, dar el încă nu a înțeles. Hai altfel să o dăm. Noi facem business și la bazele unui business stau câteva piloni, câteva departamente de bază. Noi avem un produs, vrem să vindem, nu știu, haine frumoase și noi creăm o echipă cusătoreasă, vânzător, eu, designer și așa mai departe. Pe urmă noi facem marketing, agenție, SMM, să fim vizibili ca să facem vânzări, al patrulea.
ca să facem vânzări, deja ajungi la un departament de vânzări. Uh-huh. Și dacă nu uităm tot ce a fost până acum, și eu un contabil. Uh-huh. Și eu am un contabil acolo care are grijă de cifre. Uh-huh. Dar, până la asta, am făcut business ca să obținem profit. Uh-huh. Și acum, când întrebi antreprenorul care este cifra profitului pentru luna precedentă, trimestru sau anul, uh-huh, cam vreo 4.000 fac. Acum, eu, fiind din cifre, ăia 9 din 10 sau fac 2.800, uh-huh, și el crede că faci 4.000. Uh-huh. Și asta are diferite consecințe în termen de 6-12 uh-huh luni. Insolvență sau faliment sau nu se poate dezvolta, că ia mai mulți bani din firmă decât își permite. Și atunci, departamentul ăla al cincilea, care am spus eu, de finanțe, nu reprezintă doar contabilitatea. Contabilitatea reprezintă înregistrarea tuturor operațiunilor economice, facturi și așa mai, documente, declararea, declarațiile la stat, achitarea impozite, plus... Cred că eu am prezis la prima lecție la economie la facultate acum, da? Este și o leacă de... Da, dar acestea sunt niște cunoștințe pe care antreprenorii trebuie să le cunoască la început. Asta... Uite, sunt de 17 ani în domeniul instruirilor. Tu știi de câte ori eu le spun? Tu trebuie să cunoști asta. Tu nu ai cum să nu cunoști asta. Mă ajut. Și acum hai să încercăm încă o dată să o luăm, dar dintr-o altă perspectivă. Vine, iată, antreprenorul, stai față în față cu dânsul. Care sunt trei întrebări, patru pe care tu îi le dai lui, răspunzând la care el înțelege că are nevoie de tine? Câte vânzări ai planificat pentru luna următoare? Câte vânzări în cantitate sau nu, în sumă? Monetar, te decizi. Monetar. 5.000 de euro. Care va fi profitul net din vânzările acestea care îl vei lua? Vreo 50%. Vreo 50% e 2.500 de euro? Da. Și începem să descompunem. Cum ajungi la aceste 2.500? Dacă se întreb de și de cheltuieli, mai întreb? 250 de bucăți, de chiloți cu tormoz și vând cu 25 de euro. Și cam așa ajung la bani. Nu, descompunem și cheltuielile care le ai. Marfa, importul, curieratul și cam atât. Marketing. Pentru... Dar aici e zona din adolgă. Pentru luna... Exact aici vreau să te oprești un pic. Exact asta e cea mai mare provocare pe care o ai tu. Tu ai un background foarte bogat în finanță. Contabilitatea cu atât mai mult. Asta înseamnă despre cifre în detalii. Antreprenorii, majoritatea cu care tu interacționezi de obicei, ăștia sunt oamenii care urăsc cifrele, îți spun eu. Urăsc cifrele în detalii. Ăștia rublu a venit, rublu a se duși. Eu îți fac 2 milioane, dacă am făcut 100 de mii, nu-i nic strașnic. Întrebarea mea pentru dânsul este, vrei să crești în profitul în următoarele 3 luni, cel puțin cu 20%? Ei, cu 20%. Eu cu 20% din baza managementului financiar, plus 200%. Cine baza managementului financiar? Eu acum, lucrurile este să... Astea sunt niște rapoarte interne, câteva. Ce înseamnă raport intern? Exact, următoarea întrebare. Asta e realitatea. Asta e realitatea în care noi trăim. Okay. Și aici este o realitate cu care tu te ciocnești și atunci când tu te duci în contabilitate, toate detaliile astea tu nu le explici la nimeni. Pentru că oricare antreprenor care vrea contabilitate, ca și serviciu de contabilitate, el vine și spune, vreau să iei curat la mine contabil. Treaba ta și faci tu acolo. În genere nu mă interesează câți din antreprenorii tăi cunosc toate astea conturile. Nu are treabă, ai impozitul echitat, da. La ridere. TVA-ul o să, da, s-o transfer. Gata, faci cont de plată, primiți banii. Atât. Păi dăm și nu interesează. Asta nu este de bine sau de rău. Asta este realitatea în care noi de obicei trăim. Acum, în contextul dat, atunci când tu vorbești cu dânși, trebuie să înțelegi întâi cu cine vorbești. Și asta nu contează că noi vorbim acum de... Startuperii nu sunt clienții tăi neapărat, presupun, chiar dacă o bună parte din trânsii după câteva luni de zile ar avea nevoie de servicii. În general,
mai o să repet cuvântul, că management financiar trebuie de la business plan, pentru că tu te pornești în business, doar că nu ai resurse ca să-l accesezi sau, și atunci, da, într-adevăr, startup-ul e într-o mică parte aleg acest lucru, dar când începi să faci câțiva bani... Cam deja... de la câți bani dacă fac pe lună sau de la ce etapă când fac bani ca și sumă, ar trebui deja să aș fi potențialul tău client? Am pus o cifră, pentru că un pic de matematică. Dacă faci, vorbim de cifră de afaceri, da, așa. 5.000 de euro pe lună vânzări. Vânzări, așa. De și noi reușim să optimizăm 150 de euro, așa. Care se adaugă la profitul tău, timp de 12 luni în care tu mai urmează să lucrezi, vorbim de un an calendaristic, așa. Tu reușești să câștigi 1.800 de euro. Așa. Și atunci când arăt antreprenorului că noi eficientizăm 1.000 de lei, așa. E 1.000 de lei. Dar când îi arăt că așa e 1.500 mulți cu 12 fac 18.000 lei, are sens? Are sens. Și 3 sensuri de astea îi aduc 54.000. Ok. Aveți formatare? Termini complicați pentru antreprenori. Formatarea respectivului produs, pentru noi presupune, întâi de toate să înțelegem cum să comunicăm cu cei cărora le vom vinde. Tendința asta de care spun, pe care tu o ai în a intra în toate detaliile, ea e bună, dar în alt context, acolo unde chiar și cum spuneam, și acolo majoritatea antreprenorilor au nevoie. Ei de obicei se adresează, voi faceți servicii de contabilitate? Da, cât costă? Atât. Și la revedere. Și mai mult el nu se interesează decât că sunt facturile, nu sunt facturile, sunt transferurile, nu sunt transferurile, sunt impozitele achitate sau nu, atât. Partea de consultanță presupune întâi de toate să răspunzi la întrebarea cu cel ajută pe cel antreprenor, dar ca să-l poți ajuta trebuie să-l ajuți ca el să înțeleagă că el are o problemă. Uh-huh. Care e problema aia pe care tu îi rezolvi cu serviciul dat? Să nu ajungă să prevadă situațiile când ajungi într-o insolvență. Când n-ai bani să achizi, suni pe un client și tu nu poți să achizi o datorie și spui așa. Că și tătă ziua ai feeling de asta, ești timp și energie, ești un loc să faci antreprenoriat, dar tu te gândești de unde să aduc încă 10.000 de lei ca să-i pun, să achizi pentru... să-i dă o loșeală, așa, mâine 8, dar mă sună altul. Mm-hmm. Și acte haosul este atât legat de plăți, de facturi, de impozite. Contabil, dar și nu puteți să-mi spui odată, am ajuns 25 impozite, penalități, bani pierduți și mai departe. Care e cea mai mare dorință oricărui antreprenor? Să facă profit. Să facă profit. Ce să facă? Să achite mai puțin impozite. Asta. Stati, asta tot este o idee nu rea. Să achite mai puțin impozite. Să achite mai puțin, asta nu înseamnă să nu le achite sau să facă evaziune. Dar asta ar însemna e optimizare. Voi cu produsul vostru puteți să ajutați la optimizare? Da, desigur. Cu siguranță da. Acum, ți-ți-o răspuns un antreprenor. Să achite mai puțin impozite. Astea-s cuvintele lui. Exact. Și asta nu-s doar a lui. Este cineva din voi și ne-ar vrea să achite mai puțin impozite în general? Atenție, noi nu îndemnăm să nu achitați impozite, dar să faceți optimizare cu siguranță spate. Și în cazul legală dat, și... astea sunt ilegale, exact. Și astea sunt cuvintele antreprenorilor. Eu aș face în locul tău, acum, ca să poți formata produsul ăsta sau să-i dai acea formă necesară și să-l poți împacheta așa cum să-l poată cumpăra mai ușor antreprenorii, să ieși în discuții 10-20 de antreprenori. Două luni, spuneam că am început la sfârșitul 2023. Am ieșit la discuții cu un client și am început să lucrez cu un client. Așa. Stând și lucrând la metodologia mea și la planul și la produs, în a treia lună am ieșit la discuții cu 10 antreprenori și am început să lucrez cu 6 clienți, plus 6 clienți. Tu faci vânzare acum. Acum, în contextul dat. Da. Eu îți spun acum pentru formatare să ieși în discuții fără scop de vânzare. Am înțeles. Tu mergi în întâlniri și îi spui, servesc eu cu o cafea, cu cine voi acolo, dar vreau să mă ajuți să înțeleg cum aș putea eu să fiu util antreprenorilor. Nu fac nimic în contextul ăsta de ca să-ți vând, nu, doar mă interesează părerea, poziția unui antreprenor. Și în acel antreprenor, în acea discuție cu antreprenorul, așa numitul CASDEV, da? Customer Development-ul faci, ca să înțelegi clientul de ce necesități are, ce frici are, ce provocări are și să-i auzi toate cuvintele pe care le pronunță el.
Și astea sunt întrebări foarte generale. Atunci când tu vorbești cu dânsul și spui care sunt provocările pe care tu le ai acum ca antreprenor? Și asculți. Tu n-ai nimic cu antreprenoriatul, cum ar veni, tu ești finanță. Dar tu îl întrebi care sunt provocările pe care le ai tu acum ca antreprenor. Și el începe să răspunde, gen, bani sunt, dar bani nu sunt. Asta o să fie prima și o să auzi, nu, pentru că eu îi aud cam câteva sute pe lună, unul la unul. A doua, vreau să fac mai mult profit. Tu scrie acolo, bani sunt, dar bani nu sunt. Vreau să fac mai mult profit. A treia, nu știu cum să... Bun, și poate să-ți răspundă. Mă tem să fac marketing. El se teme să facă marketing. Tu scrii că el se teme să facă marketing. Dar mai departe tu dai întrebare de concretizare. Te temi să faci marketing de ce? Și cineva o să spună că mă tem să ies la cameră. Dar altcineva o să spună n-am bani de marketing. Și aici tu scrii, exact, tu scrii n-am bani de marketing. Și tu îi spui de calculat, dar eu spun de altceva. Pentru că tu la sfârșit, de fapt, când o să începi să-i dai lui soluția, tu o să vinzi fiecăruia din ei prin întrebările. Ai așa o senzație că parcă faci bani, dar parcă nu? Eu spun da. Aveți așa senzație că, iată, abarot tăhrina, profit nihrina? Da. Ați observat cumva la voi în companie că ați vrea să faceți promovare? De fiecare dată când trebuie să achiziți pentru promovare, bani nu sunt în casă. Da? Sunt așa momente când trebuie să faci livrare către furnizor de marfă și pentru o marfă care ai achiziționat-o și bani în casă nu-s? Da. Pentru toate astea avem o soluție. Serviciile de director financiar. Debut. Privește acest material video și înțelegi, ai o idee de business care de mult timp vrei să-i dai viață, dar ceva nu ajunge. Sau ai o afacere, dar care stă pe loc și vrei să o duci la un alt nivel. Sub acest material este un link pe care te poți înregistra la o consultație gratuită, unul la unul cu mine, în online sau în offline, acolo unde vom putea discuta despre provocările pe care le ai ca să te ajut să-ți dezvolți afacerea la un următor nivel și să faci mai mulți bani. Treci pe link și vizionare plăcută în continuare! Tu trebuie să pălești în problema lui, nu în soluțiile pe care tu le ai și ele sună fain, tu înțelegi asta tehnic, dar tu nu vorbești pe limba lor. Înțeles. De asta când spun 10, 20 sau 30 de oameni la care le faci cazdăvul ăsta și scrii toate cuvintele pe care ei le utilizează, prin problema lor tu o să intri mult mai ușor în soluție. Pentru că dacă tu îi întrebi atât tot ce am spus mai sus, și ei practic la tot o spună da, 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 pentru că la toți e una și aceeași problemă, când tu o să-i spui, există o soluție. Practic tu vei cu pastila magic. De asta formatarea produsului o să pornească totuși de la întrebările pe care tu o să le dai lor și răspunsurile pe care ei ți le dau. Și acum eu practic și ți-am spus acum este ceea ce aud în fiecare zi. Cumva te-am ajutat ca să scurtez un pic drum, cu toate că o să fie evident necesar ca să mergi tu singur să discuți cu dânsul, să-i întrebi tu și să scrii tu și să nu intervii. Noi, având discuția respectivă, eu înțeleg că tu ai foarte multe noțiuni, tu ai multe detalii tehnici, tu ai teorii, dar tu mă gruzești cu dânsul. Tu antreprenorii, cât de strani n-ar părea, dar ei când unde e complicat, îi evită. Majoritatea antreprenorilor vor ei sau nu se recunoască, dar nu duc Excel-ul doar pentru că eu tot țin minte în cap. La minte tot în telefon. Alexandru, eu fac, uite aici, în carnet, la minte tot e scris. Eu știu precis cine când a venit și când s-a dus. E cam așa arată finanțele. Și eu asta ți-o spun la oameni, nu care fac 2-300 de euro pe lună. Dar știți oameni care fac 2, 5, 7, 15, 20, 30 de mii de euro pe lună. Pentru că și Excel-ul deja e foarte mult. Acum tu evident nu o să-i sperii cu dânși că noi îți faci acolo sistem, tu pur și simplu îi spui eu vreau să te ajut să economisești pe lună 20%, pentru că 20% economisiți, îți 20% câștigați. Cât faci acum? 5.000 de euro. Cât e 5.000 de euro acolo 20%? Asta e... 1.000 de euro. 1.000 de euro. 1.000 de euro te interesează, câștigi pe lună în plus, fără ca să faci nimic din punctul în care ești acum. Ha! Normal că da. Treci la mine. E că cumva
toate lucrurile astea, dar mult mai complicat le spun. Da, eu înțeleg. Exact, da, noi am auzit. Exact de asta noi și suntem aici. Când vorbesc despre toată partea asta de caz de comunicare cu ei, o spun pentru că majoritatea consultanților în diferite domenii au studii în spate, evident. Au facultate, masterat, doctorat, cursuri, etc., etc. Și unii din ei, cu toată informația pe care o au, încearcă să iasă în public și își fac așa, știi, ca pe unul scot pienile, gen, uitați-vă, eu și ies de clasnă. Da? Dar publicul se uită și spune, și cu tine? E fain. Da, e fain, tu ești bravo, dar eu și am din asta. Și atunci tu îți strângi înapoi pienile, da. Și îi spui, ia povestiți și vă doare. Și când ei încep să deschide, tu intri prin problema lor, dar nu prin cunoștințele pe care le ai. Că eu am făcut studii acolo, că eu am cursuri, că eu am, tu întreabă-mă întâi pe mine și mă doare. Și când eu îți spun și mă doare, tu, tehnica spin din vânzări, știi? Da. Eu tare îți recomand să o studiezi. Tehnica spin presupune că tu pornești în comunicare, în vânzări, da? cu clientul, prin context, da, întâi de situație în care el se află, situația gen și faci tu acum, știu cu spin, așa arată, da? Tu vii întâi și situația, contextul, îl iei și discuți cu dânsul, acolo în engleză el vine din situația lui și întrebi și faci cum, ei descoperi contextul, după aia iei problema din contextul în care este el și-o scos la suprafață, după care faci din problema asta și mai mare problemă. Okay. Pentru că el să înțeleagă, el îți spune problema și îți spui și cum e, cât e de grav dacă tu o să fii inducție acolo în problemă. Inducția, da? Și după care un fel de soluție, exact, da? Soluția respectivă fiind serviciul pe care tu prestezi. Cazdevul ăsta îți ajută ca tu să înțelegi când o să vorbești cu dânsii, chiar dacă tu o să-i asculți oricum pe toți, să le înțelegi această problemă, ca pe urmă și mai tare să apeși pe ea. Ei deam să acolo. Ei nu știu. Ei sunt acolo, dar exact asta e problema. Că ei nu conștientizează. Dacă ei toți au probleme. Noi toți avem probleme, inclusiv pe aspect financiar. Eu asta o spun pentru că înțeleg perfect că chiar și companiile mari și foarte mari, când zic mari și foarte mari, asta în afară de corporații și multinaționale, antreprenorii pe care noi avem în țară și care se laudă de ce e că el are barou de 2 miliarde anul ăsta, dacă îl întrebi câți bani ai acum în buzunar sau cât ai scos profit, dividende în fiecare lună sau măcar o dată la jumătate de an, dacă îl întrebi dacă el și-a plătit salariul singur, dacă el este angajat acolo, polmeje. De ce? Pentru că managementul financiar în general lipsește, educația financiară lipsește. O bună parte din noi am făcut antreprenoriat din foame, am început să câștigăm niște bani, banii mei, banii firmei, banii mei, ei cu când trebuie pun, când am nevoie scot și el nu înțelege contextul mare în general financiar. Și atunci când tu începi să le explici lucruri simple de gen, tu ești proprietar, tu acolo iei dividende, tu ești directorul, da, acolo tu trăiești de pe salariu, mai faci și vânzări și aici ai o parte din salariu, deși nu ești 100% director, acolo ești 80%, aici 20%. Întâi cu asta pornești, înțelegi că în finanță ei... Acum începi cu întrebări, cât dividend scoți tu la început de, la sfârșit de fiecare lună? Eu sunt hazain acolo, eu tot banii scot. Eu din casă. Exact. Și în cazul dat, tu, înțelegând portretul ăsta, s-ar putea atenție, să nu mergi neapărat prin a fi corect, gen, sau a încerca să-i educi pe dânsi să fii corect. Pentru că eu să eviti treaba asta. Atunci când tu îi spui, da, neastră nu trăiți corect din punct de vedere antreprenorial. Deci nu se poate să luați bani din casă, tipă din companie și să-i utilizați pur și simplu. Știi ce o să fie în momentul acela, da? Repulsie. Evident, el o să spună, lasă, mulțumesc frumos, eu te consultați de ăștia, n-am nevoie, la mine femeie e consultant financiar în casă și noi cumva ne-am scurcat până acum și o să ne scurcăm și de aici încolo. De asta, corect, incorect, asta nu-i de aici. Tu în așa situații trebuie să pornești de la și vrei tu mai mult din firma, activitatea, business-ul pe care îl faci.
Și majoritatea din ei, evident, își doresc mai mulți bani, evident, își doresc să fac asta mai ușor și să lucrez mai puțin. Și atunci tu începi, le spune, noi cu serviciile noastre și iată începi să formatezi produsul. Îmi stea în cap un produs acum, dar eu nu știu dacă spune și drept și... Eu vreau să impactez educația financiară și pentru antreprenori, cum și-am descris. Așa. Dar vreau să fac și bani. Și atunci eu fac ca să dă 30 de ani, fac pe 50 de așa. Ani, dar să fac 3 ani, gen 3 ani să-i consult și să-i aduc așa. Nu știu dacă este, nu prea coincide pentru că trebuie să avem timp, avem, da, vrem să valorificăm. Da, 3 ani asta e de unde și cum? Păi compania asta o văd pe minim 10 ani înainte. Așa, dar 3 ani... Ca să, doar cum am spus, că 99% ei nu, de trebuie să le aduci la cunoștință problema sau așa. Așa. Și asta o numesc eu educație, că până, nu știu, 10% din piață, ca să-i apuci deja o leac să cunoască că compania X, noi, iată, comunicăm asta pe limba antreprenorului și așa mai departe. Și aici produsul, iată, eu vreau să-l creez cu un preț minim. Aici începe să fie interesant. Iată, aici înseamnă, sau de, aici deja noi începem a vorbi despre produsele pe care tu le dai sau ceea ce o să începi să vinzi tu. Ce vezi tu acum și eu îți spun deja părerea mea. Ce produs vinzi tu? Ca și... Primul produs ăsta ieftin, gen 50 de euro. Așa. Care se reprezintă plus valoare, partea teoretică pe limba lui și un pic de și un pic de rapoarte simplificate. Asta și curs? Training? Training. Curs? Da. Training, curs, asta e offline, online? Și. Și offline, și online, și înregistrat. Vrei, desigur, prețul, gen, eu să lucrez la un asemenea produs, să-l vând cu 30 de euro, în offline el s-ar vinde cu 90 de euro, de exemplu. Ok. Curs. De cât ai spus? 49? 30-90. 30 sau 90? 30 da. Înregistrat, aha. Dar pentru... Online și offline, tu vrei, da? Exact. Pentru cei care nu iubesc să uită la un curs și de obicei nu, mulți care cumpără nici nu se uită. Așa. Și atunci eu îți depun un pic de efort ca să organizez, deci, și infrastructura. 30 și 90 de euro vrei să-l pui, da? Online și offline. Da. Ok, mai departe? Al doilea reprezintă, dă-mi pașii, vrei să mă ajuți, antreprenorul zice, dă-mi omul care să-mi facă și eu îți achit și spuneți-mi și sprinești că eu să fiu la curent. Adică vreau să am controlul, dar nu vreau să-l țin deloc. Nu-mi place să stau în Excel, nu-mi place să fac... Delegarea serviciului de director financiar. Outsourcing. Servicii de director financiar, da? Da. Ok. Și ăsta ar fi un preț care ar porni... Eu mă am în cap și nu pot strec de la 400 de euro, dar dacă atare ca să fac și eu bani, trebuie de la 500 de euro să pornească. 500 de euro? Da. Pe lună? Ce? Okay. 500 de euro pe lună, da? Mai curaj. Mai. 400 la dânsul era barieră în cap. Tu ai spus 500 puțin și el a spus, o, înseamnă că putem 510. Aici, da, o să fie 500. Să-l calculez așa pe 5 ani înainte, profitul practic. 4 ori mai mare. Hai să vedem acum după, plus valoarea. După director financiar și servicii mei. Mai departe, sunt antreprenorii care au un pic cifre și mai mari. Așa. Și lui nu e suficient ca să vină și să-i arăte unul, dar el vrea să înțeleagă de unde îi iau cifrele și ele. Așa. Și ăsta ar însemna un program de lucru cu ei. Program, aici e doar prestare de servicii. Prestare de servicii. Dar mai departe e program. Mai departe, atunci când lucrez deja eu, practic, așa. Aici mă văd, am ca și mentor în management financiar. Program de mentorat. Program de mentorat în managementul financiar. Da, și nu de 2-3 zile, dar un produs mai mare, în care el, după asta, deja află foarte multe lucruri, înțelege și plus valoarea aduce. Uh-huh. Și mai departe, dacă el are 3 ore pe săptămână ca să-și duc, ok, dacă nu apelează la servicii de mai sus... Cât costă programul? Ce cu medie, în dependență de durată ar fi, așa. 3, 6 sau 10 luni. 3, 6 sau 10 luni. Și 6 luni ar fi de la 2000 de euro. 2000 de euro. Așa. 3, ăsta? Pe 10 luni ar fi circa 3500. 3500, așa. Și la 3 luni ar fi 1500. 1500. Plus, minus, cu...
sisteme de vânzare, de motivare, ca să cumpere. Deci diferența e și așa de mică, de două ori, da? Da, de la 6 până la 10 luni e așa mare diferență. Eu nu le-am formulat exact. De la 6 luni până la 10 luni e o diferență mare. El depinde ce conține el. Până la urmă... Aici conținutul e diferit, da? Presupun. Și ca cantitate, pentru că... Adică e una să te duci sau consultații două ori, uh-huh, și alta când ai acces la 10 consultații, uh-huh, și atunci disciplina asta de 10 ori, uh-huh, 10 săptămâni la rând, dacă e 20 săptămâni, uh-huh, și mai mult, și mai mult av și mai tare poți să găsești informația. În 3 luni de zile, înțeleg, cursuri încă nu le ai. Nu. Ok. Aici ai vândut vreun serviciu în 3 luni de zile? Încă nu. Aici abia ai luat clienți. În astea 3 luni de când eu văd și a patrulea deja, dar asta... Și a patrulea care? Eu am un principiu de viață, că vreau să fac bani pentru toată viața, nu pentru repede să fac un curs. Așa, să construiești pentru... Acum eu ne-am descoperit în timp de 8 ani skill-ul meu care este de cifre, așa, calcule, profit și antreprenoriat. Așa. Și... Eu am investit câteva mii de ceasuri deja în cifre, n-ați văzut că eu mai grăiesc așa, dar așa. Încă mă strădui. Dar vreau să trec de pragul care eu ne-l-am pus de 10.000 de ori în domeniul ăsta, uh-huh, ca să mă numesc, n-a să ne contorizez nimeni, dar adică încă câțiva ani, încât să am niște skill-uri și o experiență foarte diferită de la alții, la un nivel mai înalt. Și să fie un consultant 1-1, care o să fie programul premium, cel mai scump. Lucru 1-1, practic. Pentru că eu o să lucrez oricum. Consultanță 1-1. Adică și peste 10 ani. Dar care e diferența dintre aceste două? Programul de mentorat e în grup. Ai și în grup. Și grup și 1-1, dar ăsta e strict 1-1. Mă duc la tine, la București, întru eu, ți-aduc și o apă dacă ceva... Mai, cam scump mă costă apa asta cu mine, o leacă așa. Ok, și asta cât o să coste? El o să fie contract în jur de 10.000 de euro, dar pe durată, pe 10.000 produs... 10.000 de euro pe program? Nu pe program, dar nu o să fie gen, ne vedem de două ori și 10.000 de euro. Real se va lucra, pentru că o să am și echipa în spate care o să fac o parte din lucru tehnic, dar o să vin eu cu expertiza mea. Da, aici o să fie la fel de mai multe ori ședințele. Da, dar desigur, grupul de 3 luni... aici, de câte persoane o să fie? Eu văd în jur de 10, dar, 10 persoane în grup. Dar se poate de lucrat și cu 40 de oameni odată și pe management financiar, doar că eu încă nu știu cum. 40 de oameni într-un grup în care tu odată în săptămână să te vezi cu ei? Plus individuale, plus o să fie tracking-ul lui, adică o să fie un serviciu complex, nu eu care... De asta își zic că echipa noastră, uh-huh, va face tracking-ul persoanei, cum el evoluează săptămânal, noi stabilim niște... avem un plan de acțiune, bugetăm, vedem cifrele ce... Dar... Tu aici acum clienții cu care lucrezi, deja lucrezi 1-1? Am început să lucrez să formez un grup și am 2 persoane înscrise. Ok, și tu le aduni. Dar acum cei care i-am sunt 1-1. Eu îmi validez multe din cei ce am lucrat 2 luni la produs, s-au mai schimbat între timp când, mm-hmm, am văzut în realitate. Mm-hmm. Și asta mă ajută oricum să, mm-hmm, fac. Ok. Noi acum avem mai multe tipuri de servicii pe care le avem în cap, încă nu sunt testate, urmează. Piața o să-ți dea feedback de fiecare dată când tu o să tot... încerci să mergi pe ele. Eu m-aș opri un pic aici la analiza produselor pe care tu le faci. Cursul e o idee bună. Asta o să fie pentru tine un instrument de popularizare, să spun așa, a cunoștințelor și a informației care să-i facă mai conștienți pe o bună parte din ei, la un preț destul de mic, despre ce înseamnă finanțele pe bune și ce ar putea să ajute. Serviciul de director financiar? Eu, nici nu-i de bani și e, dar ideea e când omul primește degeaba, el nu prețuiește. Exact asta am spus, tu să te ajute să popularizezi, da, da. N-am spus că o să faci bani de acolo. Serviciul de director financiar. Aici eu am un pic de întrebări. Luând în calcul specificul mentalității pieței noastre, eu presupun că tu o să mă ajuți să îmi dai un om din finanță, din compania ta,
care o să fie un fel de traianski coni la mine în companie. Nu, logic așa, eu nu știu și nici tu trimiți un om a tău la mine în companie care să ruleze cu finanțele mele. Pentru că noi, dacă ne uităm la business și suntem founder care creăm o afacere să ne aducă profit, în general, de perspectivă, ce vrei? Vrei bani și vrei libertate. Da. Și atunci ajungi să angajezi un director, administrator de ceva. Și faci, lasă și, și finanțele și astea, dar real... Te-ai dus iar, nu în direcția aia. Eu acum vorbesc despre altceva. Despre sentimentul meu, e doar până și sentimentul meu, asta nu înseamnă că el este șapieței. Dar este despre sentimentul meu. Atunci când eu năsămăm și Dumnezeu cu dânsul. La outsource. Atunci când eu un vânzător care răspunde la telefon sau la mesaj la distanță. Dumnezeu cu dânsul. Atunci când eu o persoană care să-i încredințez toate finanțele, de facto, la outsource, cum ar veni el la tine, dar nu când ar veni serviciile de contabilitate să fie duse, dar obiectiv vorbind în piața în care trăim, și să duci pe contabilitate și să duci în realitate, sunt lucruri o leacă diferite. Trebuie să acceptăm totuși și faptul că în piața noastră, din punct de vedere financiar, și nu o să ne ascundem după deget, sunt foarte multe companii care nu lucrează 100% pe alb. Atunci când ea nu lucrează 100% pe alb, se presupune automat că acel director financiar pe care noi îl descriem acum, va trebui să ducă finanțele pe bune. În comparație cu contabilul care duce finanțele de așa cum sunt. Contabilul duce și trece la noi pe alb. Directorul financiar, dacă îl iei, ăsta e omul care o să trebuiască să știe cum ar veni... Fiecare leu. Exact, tot ce știi tu. Sau o leacă mai bine chiar și mai multe decât tine. Care să coordoneze cu contabilul și la noi pe acolo și pe dincolo, cu managerul de vânzări sau directorul de vânzări care să și pe acolo și pe dincolo, cu marketingul care să spună și pe acolo și pe dincolo, etc. Cifrele deci, practic, toate. Este omul cheie în companie care este din afară. Da. Da, și nu doar de contract și de responsabilitate, dar și mai mult decât atât, despre încrederea antreprenorului în acest om ca să-i poată delega toate subliniile. În afară de faptul că noi trebuie să ne pupăm și să ne sincronizăm psihologic, încă eu mă văd cu dânsul și spun, îl accept sau nu, am încredere sau nu. Eu acum știi ce am aruncat, doar propriul sentiment legat de. Poate să fie așa că din 10 oameni care tu o să discuți, ca să dă să le faci. Eu sunt cel care sunt negativ, atitudine negativă, dar nouă o să fie pozitiv. Dar ar fi fain să ții cont de treaba asta, că pe serviciul ăsta, anume pe serviciul de director financiar, în contextul în care trăim noi, în comparație cu alte țări unde se mai fac serviciile respective și alte locuri unde tu poți mai vezi treaba asta, să fie un pic diferit. Da, dar ce aici fac eu acum cu clienții care mai am, nu un grup, dar unul la unul, ei dintr-o oră, din două ore de discuții, reușesc să le capt încrederea. De atât așa am zis că e provocător să-mi fac echipa, prima ce am spus, în care să aibă o putere de încredere și în Tu ai spus încredere, au încredere în ce? În mine. Tu ești și la mine director financiar. Eu sunt și directorul directorilor. Sunt lucruri diferite. Asta e unul, doi. Noi vorbim poți fi acum la tine director financiar. Noi acum vorbim despre capacitatea ta de a mă convinge și expertiza ta și vorbim mai degrabă despre serviciul ăsta de mentorat în care tu mă consulți. Okay. Acum, poate dacă vorbesc cu tine și tu o să fii, în cazul dat, după consultațiile pe care o să le avem cu toată experiența ta, directorul meu financiar, spun ok, eu sunt gata să plătesc ăștia 500 de euro sau cât acolo ca să ai grijă de finanțele mele. 1000 de euro, ok, dacă vorbim de cifre de afaceri un pic mai mare. Dar nu știu dacă la fel de ușor aș accepta ca să vină un om din drum care o să înceapă să-mi dea ordine de ce trebuie să fac eu la mine în companie pe finanță. Pentru că directorul financiar este omul care e mai dur și mai responsabil în companie decât directorul
director în sine, pentru că directorul în sine, de obicei, în companiile astea de care noi vorbim, este și proprietarul. Iar proprietarul are aere de genul și tu în ei să-mi spui și să fac cu banii. Spuneți-mi voi și ne să accepte când ați venit și directorul financiar să spună azi nu aveți drept să luați bani. Poftim! Te-ai dus de unde ai venit, băiet. Și îmi spui tu exact. Da, domn director, dar până să avem și achita factura peste două săptămâni sau peste o săptămână avem salarii să le achităm. Tu nu îi spune nimic, eu azi mă rezbriez. Știi cum spun părinții? Eu te-am făcut, eu te-am ușit. Fix așa cu business-ul lui. Eu l-am făcut, eu azi îl îngrop dacă trebuie. Și atâta aici o să fie marea provocare. Pentru că totuși tu când lucrezi, tu n-ai clientul tău. Asta nu este să nu dau nume de, nu știu, bănci sau companii de telecomunicații sau chestii de genul dat. Nu sunt ei. Următoarea treaptă în jos sunt cine la noi? Companii producătoare de ceva care au acolo producerea lor sau servicii de import și vânzare sau care au niște oameni, au depozite, au etc. etc. Dar ori fac import, ori fac producere, ori mai fac unde sunt angajați de la 10 la 200 sau nu contează cât acolo, dar aici deja dacă sunt companii mari s-ar putea să fie, să aibă al lor director financiar, contabil șef care se ocupă și de finanță sau director financiar. Puțin probabil că ei sunt la tine clienții. Următoarea categorie sunt cei care au, fac, prestează niște servicii, că e tipografie mine, că e agenție de marketing, că e vânzări de ceva, import și vânzare de ceva. Ăștia sunt care după mine, cred că ar fi, ca număr de angajați, nu e neapărat principal, dar ca bani am senzația că e cel care, ca proprietar, acum ar face vreo între 3-5, poate, mii de euro, până în vreo... Aș spune doar că unii acum o să înceapă cu comentarii, dar cred că avem și de cei care fac până în 30-50 de mii de euro. Noi avem, dar nu toți au vrei să accept treaba asta. Cel care n-are încă mulți, nu e atât de mare business-ul, dar totuși se învârtește în jurul lui. El e și directorul, el e proprietarul, el e directorul și el are echipă care face acolo niște proiecte. E cam aici undeva. Pentru că următorul nivel sunt ăștia care au croșetează, împletesc sau aduc și duc hainele și acolo la dânsul în Excel abia spupă două, trei cifre și el spune că mă tin că am făcut 500 sau 1000 de euro pe lună. Ăștia care spun în 3000 de euro, mă îndoiesc că sunt cei care acum conștientizează problema în sine a finanțelor separat. Că el de și e, de acolo pune și încă ții să-ți mai dau 1500 sau 500 de euro pe lună, cu atât mai mult pentru director financiar, nu. Dar ăștia sunt potențiali pentru cursuri. Pentru ca să se informeze, ca să vrea să crească, să se dezvolte. Ca pe urmă, când e că să... faci 3.000, dar peste 3 luni poate să fac de-am 6. Exact. Și atunci el trece la următoarea etapă, unde o să beneficieze de acel program de mentorat. Și după programul de mentorat, unii din ei care o să crească sau nu au directorul lor financiar pe intern, ar avea nevoie de directorul financiar ca și serviciu. Tu în jos le-ai luat ca și curs director financiar mentorat și consultații un la unul, dar eu le-aș pune în ordine, da, inversă. Pentru că în serviciul ăsta de mentorat, eu o să am conștientizarea la tot ce... Pentru că tot eu o să fac până și parte de finanță, exact. Ca proprietar și director. Și abia după o să mă gândesc, poate merită deja să-i deleg cuiva, să-i mai dau un salariu de 500 de euro, pentru că nu e atât de principal pentru mine. E mai principal acum să fac marketingul, e mai principal să fac acum vânzările, să angajez acolo sau acolo un om care să ocupe cu operaționalul. Pentru că întâi de toate, din punct de vedere de a psihologic, încă nu-s gata să încredințez cuiva așa cifre. Și al doilea, deja din punct de vedere a finanțelor. Înțelegi ideea? Da, da. Are sens ce spui și într-adevăr acum le văd invers, adică 1, 2, 3. Acum dintre și astea două, eu să-ți dau o întrebare tare simplă, dacă și ce ar însemna pentru tine. Hai să facem o decompoziție la serviciu. Tu ai mentoratul și ai acea consultație care vrei să o faci în fel de 1 la 1. Eu n-am înțeles explicația, dacă sincer, până la urmă, ce ai vrut tu să-mi spui prin acele, eu vreau, că ai făcut o introducere de asta de la Bălți, până ai ajuns la Cahul, dar n-am înțeles totuși de ce e important pentru tine serviciul ăsta de 1 la 1. Ultimul? Da. Cred că sunt
Hrănesc un pic ego-ul meu. Ok. Prin ce anume o să-l hrănești? Ca să dau eu valoare direct, fără echipă. În mentorat tot să poți să o faci? Nu știu, pentru recunoștință, poate. Ok, care, cu ce o să fie recunoștința în consultația 1 la 1 mai mare decât în mentorat? Nu, găsească antreprenorii ăștia care, nu, eu vreau cu tine să lucrez, nu-mi da gen din, nu în agenția ta, nu-mi da un director. Tu... În mentorat tu o să lucrezi doar. În mentorat eu. Păi da, păi el vrea în grup, el nu vrea în general să vadă cu alții, nu așa. Adică el e sceptic foarte tare la lucrul ăsta. Facem jumătate de pas în urmă, unde ai spus că totuși să-mi hrănesc ego-ul. Și mie acum problematic sau important, tu vrei totuși să hrănești ego-ul și răspunde până la urmă la întrebarea prin ce o să-mi hrănesc ego-ul sau de ce anume am nevoie de serviciul ăsta așa? Sau este totuși clienții n-ar vrea să lucreze în grup? Pentru că era următoarea întrebare. Că ei, sincer, ar vrea să vadă alții cifrele lor și să vadă cât sunt de tupâi ca și finanțiști. Eu acum zic de mine. Da, da. Eu sunt încă 5 antreprenori din nivelul meu. Sau aici nu din nivelul meu. Am dificultate de a crea produsul ăla al doi, de programul de grup. Și cum se formatez, așa și am scris. Da. Ce se întâmplă la grup și ce se întâmplă la individuale și apoi ce se întâmplă la tracking-ul care îl face echipa noastră. Și anume, ca să nu, când ne întâlnim 10 persoane în Zoom, ca să nu arăți tu cifrele sau, în schimb, putem vorbi pe indicatori, putem vorbi pe decizii care s-au luat real, când vezi altul că păi eu m-am dus pur și simplu la negocia prețul la care luam eu de un an de zile și nu-i luat cu 10% deja mai ieftin. Diferite decizii care din cifri apar. Poți înveți multe și ce să-i dau la individuale, pentru că să fac și individuale. Așa. Cel puțin următorii ani. Așa. Și aici e formatarea produsului. Da. Ca să poți te conving pe tine să mergi în grup, pentru că dacă merg doar unul la unul, eu nu văd cum să fac, cum să scalez. Cum poți? De ce? Pentru că aveam timp limitat și unul la unul consultanța, nu, cât ați fac? 25.000 din asta și mai departe și... Punctul ce la tine e 30 de toate, dar 25 de din director financiar maxim. Sau, unul la unul, vorbesc, da. Fără ca să... Puteam să faci un pic de matematică. Cât costă sau cât vrei să vinzi tu mentoratul? Și de ce sunt tocmai 3 termeni? De ce nu unul? Ultimul mă ajută la cash flow pe mine. De ce? Pentru că am încasări mai mari viitor apropiat. Așa. Și atunci 3.500 de euro azi este ca 4.200 peste 6 luni. Așa. Poate ar trebui să-l scot, că nu știu dacă am nevoie numai de cash flow strigent. E clar. Așa. Că vreau să-mi iau. Eu deși m-am aprins în 3 luni, pentru că eu m-am... Și am arătat cifrele, practic, de ce am zis că e EBITDA, că asta e eficientă, dar mai reinvestim nu știu ce și le vin costul nostru și noi nu avem... Poți să explici la oamenii care nu au auzit în viața lor și înseamnă EBITDA-ul ăsta și presupune? Da. Există pe o lună de zile, tu în firmă faci venituri, faci mai multe tipuri de cheltuieli, printre care ai poate și o dobândă la bancă, asta tot e o cheltuială la firmă. Și chiar și investești, nu știu, într-un MacBook de 2.500 de euro. El tot e la cheltuiala la firmei. Dar și jos îți determini profitul brut, apoi impozit și profitul net. Cât îți rămâne ție pe luna asta, luna martie. Dar dobând la banc tu peste un an, la anul martie, n-ai să mai ai, presupunem, și nici MacBook n-ai să mai cumperi, că îți ajunge pe 2 ani. Și atunci, azi, când te uiți la companie, profitul ăla cât poți scoți din firmă net, de exemplu, 4.000, tu poți să-i scoți. Dar ca tare firma are o performanță, o eficiență aici, care e mai mare. Întrebarea era care înseamnă... Ce înseamnă EBITDA, EBITDA în management financiar? Asta e performanța companiei, este eficiența aici care lucrează. Pentru că investițiile, dobânzile și taxele și impozitele și amortizările care sunt, nu se includ în... eficiență. Și de asta am spus că EBITDA e 7, pentru că noi facem reinvestiții, noi am creat o platformă proprie. Altfel spus, mai simplu,
tu 7 faci, dar nu-i scoți 7. Nu-i scoți 7. Uh-huh. Dar scoți cât? 4. 4, ok. Deci noi acolo în cifre putem să ne uităm. Acum sunt două aspecte pe care vreau să le scoatem până la capăt. Primul e atât din ce ai început a vorbi tu. A fost tare interesant să aud o chestie și acum aș vrea să aud răspunsul la întrebare. Ăștia sunt bani pe care tu vrei să-i scoți? Sau da. Astăzi? Deci nu sunt 7, dar 4. Deci sunt 30 pe care tu vrei să-i scoți. Să-i scot. Întrebarea e prima. De ce ai nevoie de banii ăștia? 30? Că m-am săturat să trăiesc și să nu-mi pot permite lucruri, diferite servicii, diferite achiziții și scapiesc sau strâng pentru dânsile. Prost, vreau strâng și mă duc să-mi iau M5 cu bani, nu cu leasing. De aici începe interesantul. Aici tu ai în cap tău un M5 care îl vrei tare. Ce încă la tine o schimbi sau vrei schimbi în viață, tu vrei să ajungi la ești 30? Să-i ajut și pe părinți. Ok. La bunei să le pot oferi servicii medicale de calitate care costă câteva mii de euro când ai nevoie de dâns o dată la câteva luni. Tu ai... Dar începând cu familia mea, soția și băiatul. Tu ai un M5. Ok. Tu ai ajutarea părinților. Nu, și asta pe lună costă vreo 5.000. Ajutorul? Da. Ok. Tu ai penthouse. Și părinții, soții tot. Și părinții soții, toți părinții, da. Penthouse. Cât costă penthouse? 500. 500.000. Unde e el? În Brașov. În Brașov. Ok. L-ai văzut deja? Da. Da? Ai fost acolo și înțeles cam despre ce vorba. Ok. Ce încă o schimbi la tine, cum ajungi la 30.000? Să încep să nu fiu focusat pe EBITDA, performanța, pe banii care îi produc sau pe profitul brut, net, și să, inclusiv acte de caritate, să nu... Dar și te încurcă cum să faci acte de caritate? Fac, dar 2-3 mii de lei. E ok. Vreau dar cum ajungi la vreau suma impactez... pe care o faci în caritate? Cum ajung? Da. Cum decizi cât e suma din care faci caritate? E ca asta la mine nu e în pianale meu și e după feeling. Dar chestia asta... Feeling-ul e că eu n-am amul. Eu sunt la punctul zero cu personal. Adică 4 care îi scot din 7 plus 2, asta e living cost care spuneam. Ok. Și atunci eu m-am săturat asta ultimii... Living cost, asta înseamnă câți bani trăiești pe lună. Uh-huh. Asta nu e din management financiar. Asta nu e din... Dar e... Eu nu degeaba te-am întrebat, zilele astea am avut o consultație cu cineva din antreprenori care spunea: Alexandru, eu îmi doresc foarte multe, că eu am o sumă în fiecare lună, eu de când mă țin minte, eu ne-am propus că odată în an să investesc așa o sumă în caritate. E caritate în binefacere el, da? O numește plus minus tot aceeași. Și aici este o problemuță. Caritatea respectivă sau binefacerile presupun, dacă tu vrei să mergi în general după Biblie, și există acea destină, da, care da, să dă 10%. Da? 10%. Da. Nu este obligatoriu și nimeni nu te obligă să dai 10%, dar tu poți decizi dacă tu simți mai confortabil să fii 5%, să fii 3% și dacă tu ai principiul de a face caritate sau binefacere, atunci tu determini întâi de toate procentul care ți este confortabil psihologic, ca să nu te gândești că am dat, dar mai gine dădeam, mai gine cumpăram la mine papuși cu umblă cu papuși rupți, tu ai o sumă din intrările tale în buzunar, personale, care tu le știi în fiecare lună și toți le știu, și determini acel procent. Și dacă tu știi că ai pe lună 5 sau 6 mii, ți-o ieși acolo pe lună, din 6 mii, tu ai determinat acel procent care ți este ție confortabil. 1% înseamnă 60 de euro, da? Da. 3% înseamnă 180 de euro, etc. Și atunci tu iei cam care e procentul care îmi este confortabil din ceea ce pe lună pun în buzunar și atunci la tine întrebarea dispare că eu mă sunt bine sau nu, că eu am avut, dar n-am avut sentiment de vină că aș fi vrut, mi-aș fi propus, dar nu am făcut. Asta e pentru cei care, că sunt tare mulți care treabă n-au cu caritatea. Cu toate că atunci când îi întrebi, e că tu imaginează, faci 100.000 de euro pe lună și faci tu cu banii ăștia? Majoritatea dintre înși, prima spun, fac investiții, a doua, binefaceri și a treia, mă duc la odihnă.
aruncă binefacerea sau caritatea printre primele, chiar dacă tu îmi trebuie, da, acum și binefacere faci. Ei, acum încă n-am posibilitate. Posibilitatea ai dacă asta e principiul la tine. De asta... Ideea e că living cost-ul care eu îl vreau e 30. Așa. Și? Și asta e punctul bias pe care... Ce? Așa. Asta e punctul final care... Nu contează. Eu acum am vrut doar să-ți clarific ideea cu caritatea. Tu aici un pic zămeșcul să vreau, parcă, dar nu înțeleg când, cum, că aș vrea să fac, dar poate mai mult, mai puțin. Dacă asta e la tine principiu de viață, eu vreau, fac binefacere. Nu e principiu. Eu pot să fac, pot să nu fac. Ok, caritate e, nu prea are și căuta în lista asta de atunci. Cum a nimerit, nu știu. Okay. Mai e ceva și scoatem de aici? Nu. El este rămân, da? Ok, mai este ceva pentru ce tu faci și ce faci acum? Pentru ce trebuie ție și atât de tare ești 30.000? Să duc o viață decentă. Decentă, ok. Și o schimbi, la ce o să faci tu upgrade? În calitatea pe toate. Începând cu alimentație, continuând cu serviciile la care le accesez, călătoriile pe care le fac și educația care ofer la copilului meu și alte produse. Dacă am vorbit acum din punct de vedere a psihologic, simți tu că ești mai mult în, dacă să luăm două direcții, avem partea de produs și avem partea de bani. În care direcții te înclină mai tare acum? Între amândouă. Na, hai să fim sinceri acum. Un an. Sincer, eu vroiam... 12 luni acum vorbim, 12 luni. Te înclină mai mult în produs? Sau mai... Eu o să dau o explicație. O bună parte din oameni în general, antreprenori, iubesc o activitate pe care o fac, produsul pe care îl au, și-s gata să dea din buzunarul lor ca să facă... 51 la 49. 51 la 49, asta e pentru ca să produs. Arăte bine la cadru sau pentru că aici... Asta de tăc vreau și bani tare. Acum o să te întreb. Dacă anul ăsta la tine o să fie focusul 51 pe produs și 49 pe bani, există într-o așa ipoteză să acceptăm probabilitatea că tu nu o să ajungi la 30.000. Tu ești ok cu asta? Da. Dacă pe anul viitor poți să ajung la 50.000. Nu știi? De ce nu știi? Dar păi facem o planificare și o bugetare în viitor. Bugetare tu o faci, dar tu îți dau simplu răspuns la întrebare. O bună parte din antreprenori care sunt foarte orientați, dar ei sunt multe niche de business și cu mulți am lucrat, din cei care sunt foarte orientați pe calitatea de produs sau serviciu. Ei desuri renunță la profit în avantajul acelei calități. Și sunt oameni care fac în volum bani cu un produs 80% calitate. Și sunt cei care au 101% calitate, dar banii pe urmă să vii. Genius Academy, de exemplu, are o cifră de afaceri de sub 70.000, între 60-70.000, fluctuează. Asta are și că 10% eficiența, dar profit net, în general, luăm 7%. Și dacă îi spun cuiva că 10%, păi și mai lucrează, sau care, măcar 20% dacă îi faci și atunci altceva. Așa. Și atunci noi investim mult pe calitatea așa produsului și credem în asta an de an, ne uităm un pic mai de long term, adică nu de fix așa abordare, cu toate că iubesc banii foarte tare, de atât și doar 51 la 49 și noi 60 la produs, la 40 la bani. Dar de lungă durată eu înțeleg că să fac mai puțin bani următorii 3 ani, dar mă uit pe 5 ani sau pe 10. Care răspuns, adică dacă eu mă focusez pe profit și pe produs și nu fac așa de mulți bani acum. Eu cred în calitate anume, că dacă voi oferi calitate, o să bat la 100, 150, 200 de zile și o să fie și apreciere ulterior. Decât să fac mai repede, axat pe bani, în casări mai multe, dar la anul mă mai duc înapoi. Aici se bate un pic cap în cap, iată, reacțiile interne pe care le ai, la un moment dat tu așa ai reacționat. M-am săturat să trăiesc așa cum trăiesc. Vreau, dacă ți-ai observat, da? Și pe urmă e un fel de dar, noi, eu sunt gata să fac de lungă durată, nu mai vreau să trăiesc. Și dar de așa îți 30, dar nu 60. E lupta asta internă pe care tu ar trebui să o observi, să o analizezi.
Și să înțelegi acum, la nivel de, de acțiuni care le poți face anul ăsta, pe bune, ca să ajungi la aceste 30.000. Presupun eu că Geniusul și contabilitatea nu se poate scoate la 30.000 pe lună. Asta ar însemna că la noi toată așteptarea mare din asta, da, este în, din consultanță. Acum, dacă noi avem produsul respectiv, și aici o să ne fie deja mai simplu să descompunem. Hai să ajungem la ce reprezintă suma dată la tine din produs. Da? Tu o să ai, eu întâi toate aș scoate 3 pachete. Asta un pic... Fără ultimul? Oameni. A? 3 din 4? Fără ultimul nu. 3 din 3 pachete pe care le ai aici. Noi aveam 3 pachete. Noi aveam aici 3 pachete. Rămân doar unul la un. Iată aici noi aveam 3 pachete. Noi avem, ăsta e primul produs. Ăsta o să fie a doilea produs. Și ăsta poate ulterior o să fie a treilea produs. Când tu vorbești cu omul și înțelegi că am mai discutat cu el și înțelegi problema, înțelegi problema lui, dacă el încă nu e gata de mentorat, atunci el e gata să cumpere acest curs, care poate fi mai mult de 30 de euro. Dacă el este gata de mentorat, atunci mentoratul în sine, un pachet care să-l decizi că el este cel mai relevant, să-l păstrezi, el poate fi în forma de o rată, două sau trei, ceva de genul dat. Dar nu trei rate așa, cu trei rate așa și cu cinci rate așa și cu faci tulburi în capul lui. Da? Uh-huh. Plus, o să fie mult mai ușor să manageruiești grupurile dacă o să faci în grup, când o să fie clar că există un termen anume, pe un, cu o sumă anume și atunci grupul ai luat 5 și s-a terminat. Pentru că aici dacă o să fie unul cu 3, unul pe 3 luni, unul pe 6 luni și unul pe 10 luni, un grup cu 2 oameni pe 3 luni, alt grup cu 5 oameni pe 6 luni, alt grup și o să fie problemă în agenda ta. Da? Creezi așa un produs care are așa o structură încât tu să înțelegi că acel antreprenor care o să vină la tine, aici deja o leacă, am înțeles noi cu ego că ne-am dus și în discuția respectivă, dar eu cred că ego suficient tu poți lua de aici ca să-l mângâi fără ca să faci consultații unul la unul. Dacă o să-ți reușească produsul ăsta să-l faci de grup, trebuie să testezi asta până când o să faci una, două iterații și o să vezi reacțiile de 2 ani? Vreo 2 ani. Să testez? Nu, să apăs accelerarea pe mentorat. Așa. Ca să pot cer de la 10. De la 10 ce? Pentru că fiecare... De la 10 de la 10.000 să cer ultimul. Eu pe ăsta l-am eliminat. Ok. Eu de tot l-am eliminat. Da, da, da. Pentru că o să facem o matematică. Aici noi câți oameni vrem în grup? Într-un grup? Da. 10-15. Mie îmi pare că pentru finanțe 15 e mult, dar o să vezi și tu, depinde okay. Și o să vorbești cu dânsul. Hai să spunem că 10, care o să achite o sumă de cât? Dacă ne uităm pe alea, noi avem un 1500. Pachet, noi avem un pachet din 3 cu care o să lucrez. Din alea 3 rămâne doar 1. 3, 6 sau 10 luni. Care o să rămână? 2. Cum? 2. 2 ce? 2 spate. 2 nu spate. Pentru că sunt... Ți-ai nu o să fie convenabil, cred. Nu o să fie comod. Ok, înseamnă că o să rămâi o să fac unul mediu. Unul mediu, care o să fie de 2000. Cât? De 2000 de euro? Da. Pe cât timp? Aproximativ 4 luni. De 4 luni, ok. 10 oameni la 2000 de euro pe... Sau 3. 3 luni. 3 luni. Da. 3 luni. Noi avem 3 luni de zile, noi avem 10 oameni la 2000 de euro, asta ar însemna 20.000 de euro. Da. Corect? 20.000 de euro, 3 luni de zile trebuie să lucrezi cu dânsul. Între, din astea 3 luni de zile, ce presupun ca și conținut? Ședințe individuale, ședințe de grup. Și individuale și de grup. Câte ședințe individuale, câte de grup? O să fie maxim una pe săptămână de grup. Așa. Una pe săptămână de grup, în 3 luni de zile, astăzi 12. Da. 12, așa. Și încă... plus 4-5 individuale. 4-5 ședințe individuale. 4-5 individuale. Eu sunt gata să dau 6 dacă văd că omul lucrează acum. Dar o să trebuiască să standardizez ca să nu mai un. Evident. Lucru. Acum tu o să ai 4-5 ședințe individuale plus 12 ședințe de grup. Pentru 2000 de euro. Gata să dau 6 că vreau rezultat și calitate. Vrei rezultat la dânsul și dacă crezi că dacă să-i dai 6 la unul, 4 la altul, o să ai mai multă eficiență? Deamnă. Cum o să alegi cui dai 4 și cui dai 6?
trebuie standardizat. Trebuie standardizat. Noi să avem 4 ședințe plus 12 ședințe. Da. O să avem 2000 de euro de pe, și pentru 10 persoane pe care o să le luăm în grup. Tu o să faci marketing și promovare până când ai strâns ăștia 10 oameni cu care începi ședințele individuale și după care încep ședințele de grup. Corect înțeleg? Nu. Ele, astea individuale merg paralel printre astea de grup, da? Dar înainte de a începe de grup o să ai nevoie de ședință individuală. Sigur. Deci o să fie o ședință individuală și după care este de grup și paralel o să ai ședințele individuale. Ok. Tu ai acele ședințe individuale la 10 oameni cu 4 ședințe, în 3 luni de zile tu ai 40 de ore. Uh-huh. 40 de ore. 14 ore pe lună ar fi. 40 de ore de individual. Da. Plus mai ai încă acele 12 ore de grup. Da. În 40 plus 12. Asta ar însemna în total 52 de ore, da? De lucru cu luni. Acest grup în 3 luni de zile. 52 împărțit la 3 luni? 20 de ore pe? Pe lună. Pe lună. 52, un pic mai, da, cu rezervă, dacă spunem. 20, spus, 20 de ore pe lună. 20 de ore pe lună. Pentru că să faci ăștia 2000 de euro. Uh-huh. 20 de ore pe lună, ok. Doar că nu împărțit, e suficient. Nu, da, da, nu, mă refer la ca în volum. 20 de ore pe lună, dar dacă 20 de mii împărțăm la 3 luni, asta o să fie cât? 20 de mii împărțit la 3 luni? 7 mii. Asta sunt aproape 7 mii de euro. La tine scopul cât era pe lună din domeniul ăsta? Măcar 15. 15. Privește acest material video și înțelegi, ai o idee de business care de mult timp vrei să-i dai viață, dar ceva nu ajunge. Sau ai o afacere, dar care stă pe loc și vrei să o duci la un alt nivel. Sub acest material este un link pe care te poți înregistra la o consultație gratuită, unul la unul cu mine, în online sau în offline. Acolo unde vom putea discuta despre provocările pe care le ai ca să te ajut să-ți dezvolți afacerea la un următor nivel și să faci mai mulți bani. Treci pe link și vizionare plăcută în continuare. Ce presupune asta? Că trebuie 3 grupi ca să fac 20. Ți trebuie paralel 3 grupi paralel. Să faci 20, dar tu acolo 20 aveai ca scop, da? Nu, aveam măcar 15. Din asta și 15. 4. Exact, ți-e bun. Minim 2 grupuri îți trebuie. 2 grupuri. Ți trebuie 2 grupuri de câte 10 persoane cu câte 2000 de euro. Da. Observați cum fața lui începe să... Nu, ideea e că asta... pare mai ușor, dar amu să încep și când se dau... Amu pare nu ușor, amu pare clar. Care clar. Dar ușorul care îl numești tu, pentru mine el deja nu e ușor, când eu înțeleg că tu ai nevoie aici să faci X2, da? 20 de persoane. Iată-le, 20 de persoane. Ideea era că trebuie să fac X3 pentru că așa am și cheltuieli, vreo 7000 investite, gen, și rămân 14 din... De asta trebuie 3. Eu aici, în general, o problemă să adaug la cifră, da? Și atunci noi avem, ca să atingem scopul, necesitatea să găsim 30 de oameni odată la 3 luni. 30 de oameni odată la 3 luni, corect? Așa am calculat. Da, ca să pot să generez acei... 14.000 de euro în afara cheltuielilor. Da. Care este provocarea numărul 1 pentru tine în contextul dat? Noi deja avem un produs. Da. Produsul nostru este mentoratul de grup, încă dacă piața o să-l accepte și o să-l vrea să-l cumpere în formatul ăsta, de 10 în grup, în care tu o să dai și individualul și după aia să lucrezi cu ei în grup. Mentoratul de grup, care costă la noi 2000 de euro și în care noi o să avem acei, cât am calculat noi acolo, 4, 10, 20.000 de euro, da? Deci 20.000 de euro. Uh-huh. 2000 de euro, nouă ne trebuie să avem 10 persoane, da? Ca să avem 10 persoane aici, tu o să trebuiască să faci, ca să-i convertești în mentorat de program de mentorat, tu o să ai nevoie, presupun, să ai consultații cu ei.
Corect? Da. Asta ar însemna că tu aici, în acele ore de lucru, să ai nevoie să ai ședințele gratuite. Da. Cam care crezi că e conversia de aici în vânzare, din ședința gratuită? Optimist sau pesimist? Eu cred că dacă ești la început de cale, poți pesimist. Pesimist 30. 30%. Da. 30 de persoane, 33% e conversie. 33%, adică tu o să ai nevoie aici de 33 de oameni care să vină în consultația gratuită, ca după asta să convertești în 10 vânzări. Tu ești optimist. Tu ești optimist? Da, ok. Eu am cifre, pur și simplu, de luna trecută. Perfect, perfect. Nu, eu sunt doar pentru, că noi strângem pentru consultații de grup, pentru mentorat de grup. Dar le lăsăm așa, 33 de oameni, 10 o să vinem. Ca să ai 33 de oameni la ședința gratuită, aici deasupra, ce o să fie? De unde îi scoți? Din mediu antreprenorial, din piață. Ok, unde... De unde îi scot concret? Da. În primul rând, din Moldova și din România. Da, tu îi contactezi personal, pe rețele sociale, ei te contactează. Cum să ajungi la acea ședință? Mă contactează din social media. Deci tu în social media acum vorbești despre faptul că tu oferi servicii de mentorat în domeniul financiar. Ei, nu chiar așa vorbesc, dar așa îți trebuiască să vorbesc azi. Ok, nu doar așa, dar și vorbeam noi la început de prin problema lor. Așa. Din social media. Așa. Da, mă rog, să termini cunoștințele într-un moment dat, cunoscuții pe care i-am. Siguranță. Marketing. Așa. Marketingul ăsta presupunând ce? Pentru că aici, de fapt, ca să-i aduci în ședința asta gratuită, ei undeva trebuie să aterizeze ca să completeze un formular, dacă să lucrăm în masă deja. Marketingul și pe curs? Nu, ăsta nu o să fie un instrument de conversie, ăsta o să fie paralel, dar aici tu o să ai nevoie de un site, presupun un landing page, da? Da. În care oamenii o să ajungă ca să completeze acel formular pentru consultația gratuită. Da. Încă nu-l ai. Nu. Dar trebuie să te gândești deja la el. Pentru ca să faci volumul de 33 de ședință, pentru ca să convertești în 10 persoane, dar ții de fapt nu-ți trebuie 10, dar îți trebuie 3 câte 10, asta înseamnă 30. Aici o să fie deja aici 30. Asta ar însemna că aici îți trebuiască 99-100 de ședințe gratuite. Noi 30 îmi trebuie pe 3 luni, așa e? Da. Asta înseamnă că 10 pe lună. Da. Dar de ce ai scris 30 în rând cu 10 persoane? 30 persoane o să trebuiască ca să... Ca să ating obiectivul da, ăsta? Da. Pe 3 luni dacă ne dăm 3 exact. Așa. Da. Că suma era 20 pe 3 luni. Sistem tot ok. Acum noi avem nevoie ca să intri pe site oamenii ăștia și tu o să vezi cam cât e conversia. Dacă la tine conversia pe site în consultații gratuite o să fie de vreo 10 la 1. Nu știu. 10% da, hai să fie 10%. Site-ul trebuie să fie tare interesant și gustos. Că ei să vrea să vină acolo să arăți case-uri, de ce e important, nu te costă nimic, vine și o să vedem acolo. Tu o să trebuiască mai sus deja să te gândești pe care rețele sociale și prin ce canale faci partea de promovare pentru ca să fie atât de interesant și să bați în problemele lor, ca ei prin postările pe care le faci tu pe Facebook, pe Instagram, pe Telegram, pe YouTube, pe, la evenimentele pe care tu te duci, ei să se regăsească în ce vorbești acolo și spun am nevoie de tine ca de aer. Tu spui, eu vă înțeleg, cu mare drag, completați formularul. Și aici o provocare. Da, care e? Pentru că eu înțeleg că trebuie să fac marketing pe tete, dar trebuie să aleg două care focusul e maxim, de la care conversia e maximă. Dar cum poți ști de pe care conversia e maximă? Încerci. Le faci pe toate, le faci mult și le faci insistent. Tu ai venit cu o provocare la start și te-am întrebat ce vrei să obții din această ședință. Și tu ai spus angajarea oamenilor, da? Uh-huh. Apoi, iată, abia ăsta e momentul în care noi putem să înțelegem de cine ai nevoie și ce poziții. Pentru că la start era nevoie, evident, să faci formatarea produsului. Dacă l-ai înțeles deja forma în care i-am dat-o eu, tu ai acum două produse, de fapt, și o să ai și două pâlnii. Tu ai cursul și tu ai mentoratul. De grup, hai să fie așa. Da. De grup noi îl ținem acum pentru test. Vedem cum se strânge primul grup
și cum se prestează, livrează serviciul cap coadă la primul grup. Pentru că tu o să faci pașii ăștia din cap în coadă cu dânși o lună, două, trei, eu cred că o să fie de vreme ca tu deodată să iei trei grupuri, dar dacă tu strângi acum repede primul grup cu termen de trei luni de zile și prestezi serviciu și treci toți pașii singur, la nivel de prestare serviciu, tu o să fii singur. Atunci tu o să înțelegi dinamica grupului, acceptanța lor, câți dintre înși o să slivească după două, trei ședințe când nu mai vor să audă, nu vor să împartă cu alții, nu vor să dea detalii sau nu le interesant. Și o să vezi cât de greu e să-i aduni sau ușor. Când tip oricum o să fie mai ușor, că o să fie mai popular, mai prezent, mai mult să se regăsească. Iar în jos, prestarea de serviciu deja după ce le-ai adunat pe primii 10, o să-ți spună despre irelevant sau nu lucru în grup, e viabil sau nu produsul. Adică noi acum facem MVP-ul, da? Celula ideală, ca să facem testul ăsta cap-coadă și să înțelegem că eu pot ulterior să cresc. Din toată pâlnea respectivă, aici, unde, la ce etapă crezi că o să ai nevoie de oameni? Pentru că tu spuneai de angajați și presupun că la început aveai o leacă de alt tip de imagini de angajați de care îți trebuie. Da, într-adevăr. Eu la început credeam că trebuie să iau un finanțist, tinerel, ambițios, pe care deja să-l învăț, dar mai bine să deleghez și alții, care nu este punctul meu foarte. Și să fac eu produsul perioada asta. Și eu angajat servicii pentru marketing și vânzări tot așa ar fi a doilea, adică deja așa, al treilea ar fi deja legat de produs. Un om adică, bun aici în social media, da, care să aibă grijă de prezența ta ca imagine pe rețelele sociale. Tu filmezi video, filmezi reels-uri, faci texte, din, scoți problema pentru potențiale clienți și o dai lui ca el să o facă, să împacheteze asta frumos și să fii prezent pe, peste tot, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, etc., evenimente, podcasturi, oriunde este posibil, ca tu, ca imagine să ieși în față. Toate astea se fac cu, evident, bani. Da. Social media îți, te descarcă de lucru cu online-ul. Acum, aici o să fie oamenii care o să programeze la acea consultație, da, și tu o să ai nevoie de spațiu în care să faci consultația sau pe online, pe Zoom. Acolo unde o să ai posibilitatea să o faci în offline, o să fac în o offline, să faci în offline pentru că este o conversie mai bună. Unde nu, o faci pe Zoom. Ideea e că eu trebuie... să fac 33 de ședințe, manager, da. Managerul de vânzări o să fie cel care o să lucreze cu toate lead-urile astea venite de aici pe în CRM la tine, el o să-i contacteze, el o să-i programeze, el o să facă reminder de ședință, el o să le trimită link-ul la Zoom, el se ocupă cu partea tehnică. De tot am scris în stories ieri de business asistent, nu știu cine îmi pare că trebuie să fie ca asistent, dar trebuie să mă... Poți să-l numești business asistent, dar el în principiu cam asta o să fie ocupația lui de bază. Okay. Prelucrează lead-urile, aduce omul la ședință, creează link-ul pentru tine în Zoom, creează link-ul pentru, transmite link-ul la client. Da, da, da. Etc., etc. Toată organizarea și asta m-a eliberat pe mine destul de mult, pentru exact că eu fac. Așa. Eu postez reels. Mai ai nevoie de cineva aici? Nu. Ulterior, s-ar putea, după ce ai adunat grupul ăsta de 10 persoane, să ai nevoie de un manager, iată aici o să fie managerul, project managerul l-aș numi, care o să aibă grijă deja de echipa de 10 persoane, care o să fie omul de... El la început, dacă poate găsești un manager de vânzări bun, poate să fie acel business assistant, cum l-ai numit, okay, tu, care poate să facă și partea de vânzări și partea de project manager. Project management înseamnă el în fiecare, cu fiecare din ei o să facă reminder ca să programeze cu tine consultația individuală. El o să fie cel care o să le dea link-ul la persoanele când o să fie Zoom o dată în săptămână. El o să fie cel care o să le trimită materiale acolo în grup. El o să fie cel care o să le răspundă la întrebările tehnice când nu o să reușești tu. Vedeți reacția lui acum? Fizic. Observați? Da, dar am un pic de trigger așa. Se vede. Eu simt asta. Tu la început erai foarte relaxat și încrezut. Cu cât mai puțin cunoaștem sau ne dăm seama despre produsul nostru, cu atât e mai în lumină tot așa roz și acum tu începi a înțelege de fapt lucrurile tehnice. Tu le vezi și acum la tine este un fel de lomcă de asta, da, gen, dar tu ai început să spui de trigger. Ce fel de trigger să-mi scrie?
Eu, nu știu, mai pe scurt, am ideea asta că managerul ăsta de vânzări, așa, aș vrea să fie bun și în vânzări, așa, cu perspectiva de a ajunge project manager pe produs. Așa. Și aici asta înseamnă că lui trebuie să-i placă și cifrele. Nu. De ce? Pentru că în perspectivă de 3-6 luni, în vânzări, el se facă doar, adică să avem un caller deja junior care face operațiunea asta de transmitere, așa. Așa, dar el deja să mă elibereze pe mine un pic din, să-i delegez careva lucruri, să-i pot delega și pe produs careva lucruri. Cum ar fi? Cum ar fi acumularea de date, de la datele inițiale despre antreprenor. Înțeleg, dar nu este necesar ca tu, manager de vânzări, să-l crești în project manager. Este manager de vânzări care pentru 7.000 de lei ok să fac toate procesele astea și este project managerul care este absolut ok să ocupe, să fie un alt nivel, calibru de om, okay, care să lucreze doar cu... Da, dar vreo 2 în 1 să fie. 2 în 1 e numai șampuniu și așa ăla nu e chiar calitativ. Ok. Nu poate. Gen 2 în 1 pentru început, ca să îi optimizez acum un salariu, dar las... Tu vrei să faci tu poți să faci, eu spun altceva, și desuri se întâmplă greșeala asta la antreprenori. Tu poți să o iei pe invers, să-ți iei un project manager bun care o să ocupi și de vânzări. Numai că el vânzările o să le fac în ati fără chef și project management. Nu, trebuie să fii separați totuși. Cum exact. E scris să-i mai exact. Strii, nu fără improvizare. Exact. Și aici, după cum observ, noi am pornit cu dita mai liniică de produsă, uh-huh, dar am ajuns că noi la 1 trebuie să avem o dita mai organizare. Dar cursul de... dar cursul cel mai trebuie cuiva? Da, dar și... Nu, el trebuie. După mine, da, el e o idee foarte bună și o să spun de ce. Pentru că atunci când tu o să faci consultanță, consultația nu înseamnă curs. Eu acum vorbesc din experiența noastră, dar noi avem ceva ani și ceva lume trecută. Cursurile le privesc, doar cei foarte conștienți, care înțeleg că acolo există ceva informație ascuns prețioasă. Dar real o să dau. Eu înțeleg și noi real o dăm. Noi acolo avem modele de contracte care tu la jurist trebuie să-i plătești câteva sute de euro. Ei au luat cursul cel aproape gratuit și nu l-au privit. Și duci și caută jurist sau contabil sau finanțist ca să-l ajute cu un Excel. Zic, acolo este tot. Eu acum nu spun despre cât de conștiență e ca să privească cursul respectiv, dar e despre cât de ușor o să fii ții ulterior totuși să lucrezi cu ei când ei înainte de a intra în program. Okay, pentru, da. Tu nu-l faci atât ca să faci bani mari de pe vânzarea lui, da, dar tu îl faci pentru ca să poți să-i, pe oamenii ăștia care au intrat în program, să-i pregătești, să-i dai parte teoretică. Cursul respectiv presupune pentru tine 7 lecții de câte 7, 10, 15 maxim minute de blocuri importante, de teorie, da? Ca ulterior când ei intră în practică să fie mai ușor să comunici între aceiași termeni, cu aceleași noțiuni. Recuperi și o parte din cheltuieli de marketing în casările de pe curs? Poate, poate, ne fac, dar okay, poate. Și de fapt, cursul ar putea să fie un trigger bun pentru ca ei ulterior să vrea în consultanță. Pentru că o bună parte din oameni s-ar putea să nu vrea să vină la consultanță, în consultanță, chiar și gratuită, dar ar fi de acord ca să facă ordine în finanțele lor în sfârșit sau să le înțeleagă și să le interpreteze corect cifrele. Și atunci, da, s-ar putea ca ăsta să fie un bun trigger pentru consultația gratuită. Serviciul outsource nu-l bag deloc următoarea perioadă? Eu cred că în următoarea jumătate de an aș pune focus 100% pe acum, repede, să filmez cursul, să-l încarc pe platformă, uh-huh, să încep să fac promovarea. După ce am filmat cursul, fac promovarea, mă refer la prezența în general, în temă, ca oamenii să te asocieze cu subiectul dat. Antreprenorii să te asocieze cu problema de finanță. Și majoritatea dintre ei să aibă două căi. Fie trec să-și iau un curs de 50 de euro maxim acolo. 70. Mai crescut. Eu nu l-aș ridica tare prețul. Da? Pentru că el da, pentru tine el mai mult, încă o dată zic, trigger. Până într-o mie de lei, oamenii mai ușor okay, să dispar de ei ca să se informeze de ceva. Și ei o să ducă fie pe curs, fie pe consultația gratuită. Uh-huh. Doi, dacă s-au dus pe consultația gratuită, tu mai departe le spui că eu o să vă dau un curs care o să vă ajute, asta deja o să fie parte de bonus pentru ei de informare.
și le-ai vândut cursul. Dacă merg pe partea aia de doar curs, la sfârșit sau acolo un curs, o să fie buton. Înscrie-te la o consultație gratuită. Eu aici am provocarea. Nu sunt specialist în vânzări și în marketing, dar totuși eu sunt un practician, nu atât teoretician, numai că trebuie să mă învăț să vorbesc pe antreprenorie, știi, nu? Așa. Și atunci am combinat skill-urile mele de finanțist cu cele de antreprenor. Așa. Știu ceva marketing și vânzări, dar tot am provocare. Și provocarea este fanul ăsta de vânzări care să ne-l facă. Să mă nu prea-l faci. Mi-ai trebuie un serviciu aici. Sau asta să faci odată și... Fanul de vânzări și spui... Și la și tehnic, tot lucrul ăsta. Că după curs îl trimită iar acolo. Adică să fie o vânzări destul de... Nu că agresiv, dar să-l ții sub control până nu-l aduci. Dacă nu-l aduci... El nu este atât de complicat cât îți pare fanul respectiv. Ce spun? Iar aici, de fapt... La tine sunt practic toți pașii, dar încă mai simplu este că tu o să ai ca și pâlnii, tu o să ai rețelele sociale în care o să faci acea promovare, cu bani sau gratuit, nu contează. De pe acele rețele sociale, tu o să duci scopul de bază, o să fie ca tu să duci pe două direcții o să ai. O să ai parte de curs, imediat pe un landing page de curs, da? Da. De pe landing page de curs, oamenii au intrat acolo, l-au văzut, le-a plăcut și au făcut achiziția. După ce au făcut achiziția respectivă, au privit acel curs și după ce l-au privit, aici nu e deodată achiziția, că el l-a achiziționat, după care l-a achiziționat să dă accesul, dacă tehnic vorbim, accesul ăsta îl dă managerul de vânzări prin platformă, poate și automatizat procesul respectiv, după ce s-a dat accesul, el l-a privit. După ce l-au privit, aici scopul de fapt final este ca cei care au privit să facă click pe butonul consultație gratuită. Consultația respectiv gratuită presupune pentru tine deja ședința. Ședința, aici e buton, da? Ca să-l completeze pe un alt LP care tu îl ai. Ședința gratuită care se transformă în programul de mentorat. Asta e o pâlnie. Nimic complicat, managerul de vânzări care se ocupă de dat acces la cursuri, așa că printre altele el o să aibă grijă tot același manager care o să dea acces și la program de mentorat și o să manageruiască consultațiile. Sau este varianta că iei de pe rețelele sociale la tine, merg deodată pe landing page-ul cu consultația gratuită, care mai departe se transformă deja în noi undeva de și imediat, da, ne ducem în ședință, ședința în... Ok. Nu, pentru mine să pun niște rapoarte în Excel și niște indicatori, deși mai sofisticați, e o simplu tehnic. Dar o să găsesc super specialistul care să mă ajute. Aici este foarte simplu din punct de vedere a pașilor. Probabil două provocări pe care le-aș vedea acum repede să le treci, că nu sunt mari provocări. Este ca informația pe care tu o dai în curs să fie accesibil lor, dar ca să fie accesibil antreprenorilor, ar fi fain ca tu să ai întâi totuși aceste 30-50 de cazdeuri, repede. Deci prima eu aș porni cu cazdeuri. A doua este să fac structura acestui curs, care să aibă 5-6 lecții maxim, cu cele mai mari întrebări, provocări pe care le au ei. Tu informația ta o prezinți prin prisma întrebării sau provocării lor, nu prin prisma teoriei pe care tu o ai. Nu mă interesează. Dacă eu citesc tema și ea nu mă trigiruiește nici cum, trec mai departe. Și atunci tu răspunzi la întrebările respective prin acele lecții și mai departe acolo este despre ce, dar iată despre cum. Welcome în programul de mentorat. Și la lecții acolo o să fie butonul de consultație gratuită. Dacă totuși ai întrebări și nu ți-i până la capăt clar sau totuși vrei mai mult. Și mai departe ai luat... Asemăm și că poți să le iei de pe acu, el o să te ajute ca să faci serviciile astea. Împachetarea ta acum, fără ca să vinzi ceva, tu ar trebui să fii deja mult mai prezent și insistent pe rețelele sociale. Iar paralel cât faci cazdevurile și ești prezent, după care împachetezi cursul, faci un webinar și îl vinzi, live-uri pe rețelele sociale și îl vinzi. După următoarea etapă este deja să vinzi consultațiile prin care să vinzi produsul mentoratul. Mentoratul de pe acum reformatează-l repede ca fiind un produs cu un singur preț de o singură perioadă. Ok.
Spune-mi care sunt insight-urile după toată această discuție, cu ce ai venit și cu ce pleci. Ce s-a schimbat, ce ai înțeles. Eu nu m-am gândit, știam că trebuie să vorbesc pe limba antreprenorului ca să-i comunic ceea ce eu fac și să înțeleagă el că are nevoie de asta. Pentru că eu știu că el are nevoie de asta, dar nu știu cum se aduc asta. Dar nu m-am gândit că chiar așa e de jele ferit, acolo în teren. Adică de da, acolo e grav. Adică pentru mine așa e evident. Și atunci real trebuie să văd cum se aduc asta. Asta e primul, chiar primele 10 minute care mi-a rămas. A doua, cu echipa. Am o structură deja și e destul de simplă și sunt următoarei pași care pur și simplu să-i fac. Pentru că eu am mai trecut ce înseamnă asta, să respecti un plan și să nu respecti. Și te aduci la rezultat și ce nu. Pentru că asta până la urmă fac și eu cu ei, doar cu finanțe. Dar eu pe partea asta, asta e al doilea punct care... Și pe partea de produs mi-a dus claritate multă. Pentru că eu... Ieri, alaltă ieri, adică nici dimineață, încercam să mă gândesc cum, de unde... Dar într-adevăr, îngustarea la două produși Fox doar pe Densely și pe două landing-uri, n-ar trebui să am Typeform, Calendly și cum ele se folosesc, dar în măsură în care nici nu știu dacă se ia nevoie de toate, să-l încurci clientul. Și adică produsul, dacă l-am gustat la două și tehnic deja devine tot mai simplu și mai ușor și aici pentru mine era, nu mă șep așa de în IT și cum să le fac în spate, cum să le fac cineva sau cum... cât mai curând posibil, dar și cu resurse eficiente. Deci aceste trei puncte sunt... Eu cred în ce vrei tu să faci. El e un serviciu mega important pentru antreprenori. El e foarte util și necesar. Provocarea cea mai mare este să traduci asta în limba lor și să pornești ușor. După cum ai înțeles, tu deodată ai făcut o structură prea mare și complicată pentru tine și atunci când e prea mare, business ideile pe care le au bună parte din antreprenori, este un fel de e ca și o mașinărie, dar de unde s-o apucă, nu înțeleg. Dacă tu toate lucrurile astea le simplifici la unul, prezența ta pe rețelele sociale în care o să vorbești pe limba lor, ca să vorbești pe limba lor, ai nevoie de aceste cazdăvuri chiar și fiecare din toți aici care e în sală, tu hai să ne întâlnim ca să înțeleg ce faci, să înțeleg ce aș putea să-ți ofer, cum aș putea să fiu util. Nu vând nimic, doar să fiu util. În consultația gratuită, de fapt, pe care o fac și le-am făcut mii, nu au fost despre a vinde ceva în acel context, cât au fost despre să am să calibrez piața și oamenii, pentru că acel al zecilea care o să vină la acea consultație și are nevoie de serviciul meu, să primească răspunsul în 3 minute în loc de 30 de ore în care eu aș putea să inventez teorii, pentru că în practică eu deja am... Eu sâmbătă trecută am ajuns cu cineva aproape 3 ore avem de discuții și eu n-aș n-am observat cum a trecut. Înțeleg, dar asta e prea mult. Și ai spus iar, l-aș pune al patrulea. De redus, adică traducerea ar reduce semnificativ. Tu știi, consultația asta se poate de, și eu o să reduc oricum în timp. Pentru că tu, luând în calcul experiența pe care o am, ai tendința la prima ședință să arăți cât de mult cunoști, să dai multe formule, să dai multe noțiuni și dacă tu îl ții mai mult de 25 minute, un antreprenor care acum îi scrie clientul, acum sună contabila, copiii acolo au ajuns acasă la școală sau nu și multe alte lucruri care se întâmplă, tu le-ai pierdut. Înțeleg. În ședința respectivă, tu de fapt ai un singur scop, să-l asculți ca problemă și să-i spui că soluția există. Și el spune și trebuie de făcut pentru asta. Și tu spui, uite aici. Și dacă el nu e gata pentru program, el e gata pentru curs. Privește cursul și pe un spune la adă, mă tine că totuși e gata pentru program. Eu tot cred foarte tare în produsul ăsta și poate impacta o bună parte din antreprenori. La tăți n-a să ajung, dar și anume prin ce am spus eu de abordarea antreprenorială, că noi eu teoretician și anume eu când le transmit și idei, când cele patru individuale, noi nu mergem standardizat și anume mă uit din punct de vedere antreprenorial care sunt cifrele dânsul și nu îmi spun teoria că trebuie să declar X, trebuie să faci, hai să vedem acum așa și ce e pentru tine. Și iată, acest lucru îi apropie pe antreprenori de mine. De asta și cumva mi-a reușit să fac 6 vânzări din 10 plus minus care perfect. E. Perfect, perfect.
Okay. Eu îți mulțumesc pentru că ai fost, te-ai deschis, că ai dat cifre. Eu cred în scopul tău. Eu sunt convins că acest produs e necesar. Eu nu prea știu pe piață așa tipuri de produse. Ce o să scalez tu pe Genius și pe contabilitate, deja e un subiect aparte. Eu am impresia că acolo, bun, am impresia și înțeleg. E mult mai simplu pentru că tu înțelegi procesele și înțelegi ce este de făcut, care sunt butoanele pe care să apeși ca să crești. Dar iată, pe segmentul ăsta era nevoie ca ideea să facem de lumin. Ideea e că la Genius cele 5% oricum rămân pe cifre, dar e inevitabil, eu vorbind pe cifre, interacționez cu celelalte departamente din afacerea asta pe care soția o manageruiește. Iar contabilitatea e pentru mine cumva e răsărită și contabilii care i-am pot să-mi dau seama calitatea care oferă, dar și are nevoie. Și acolo, cum și-am spus, am găsit o soluție ca să o scalez și de la 2 la 4 cu nu așa de greu. Adică îți valorific lucrul nostru. Super! Mulțumim mult că ai venit! Mersi foarte mult! Și succes în ce faci! Am 4 fixe, dar mă uit la reluare și la sigur mai e. Cu mare drag! Da. După cum vă spuneam, cred că lucrurile astea, chiar dacă trebuie să intri în detalii multe și poate nu sunt plăcute deodată, poate nu sunt plăcute la start, poate uneori obosești spre multe cifre și aici înțelegi că totuși sunt specialiști, experți, care au calitatea serviciului bun și are ani și are deja experiență și înțelegi în cifre. Dar te împiedici unde? La marketing. Te împiedici la prezență. Nu sunt tare bun în... Nu trebuie să fii bun în toate. De asta tot ce trebuie să faci e să găsim oamenii necesari acolo unde ne trebuie, că e marketing, că e pe vânzări. Și să creștem și să facem 30.000 pe lună în 12 luni. Mulțumim că ați fost cu noi. Ne vedem într-o altă emisiune foarte curând.